La toți de față și viitor, sănătate, sunteți la Vreau Să Știu, mii de mulțumiri că faceți lucrul acesta, prietenii noștri de la Casa Parilor, ca de fiecare dată alături de noi. Invitatul nostru de astăzi este modest, modest în sensul că i-am spus că noi am crescut cu muzica lui, sau cel puțin tinerețile noastre, muzica lui și a formației din care face parte și pe care a fondat-o, și a venit și a spus, băi, opricene, nu-i adevărat, bă, nene, că acum oamenii nu mă mai recunosc, oamenii însemnând copii de 16-17 ani. Eu i-am spus că e foarte bine că vin copil pe care, de care de muzica lui nu au auzit copilașii aceștia sau nu știu cine cântă, și a zis că e foarte bine că vin pentru muzica noastră și nu trebuie să mă recunoască. Eu zic că o să-l recunoașteți imediat. A fondat o formație acum vreo 25 de ani. Mamă, a trecut un sfert de secol. Mi-e rău. A plecat puțin și prin America, unde a mai fondat și acolo o formație, dar mai pe alt stil. S-a întors și, chiar dacă nu recunoaște, umple sălile. Ca să nu mai lungim, Radu Almășan, Boschito! Salut, băi, frumos, frumos. Nici la Oscar n-a fost așa. Da, băi, mulțumesc. Radu, mii de mulțumiri că ești alături de noi. Eu vă mulțumesc. Un pic năuc, nu? Cum zici tu? Puțin, dar o luăm din mers. Dar zine și nouă, pentru ăștia care n-am ajuns la Giurgiu de două ori, tu unde ai fost? Măi, noi în ianuarie de obicei suntem în vacanță, tragem mult în cursul anului și pe finalul anului, după în jurul celor 100 de concerte pe care le facem, numărului de 100 de concerte le facem anual, 100 suntem, de concerte aveți într-un an? Am depășit în 2023 și în 2024 arată și mai rău. Sau, mă rog, bine. Arată mai bine. Stai, ia-mă încet că m-am pierdut pe drum. Deci da, o dată la 3 zile jumate aveți un concert? Poate chiar mai puțin? Dacă calculez la 12 luni, da. Dar având în vedere că în fiecare an o lună jumate nu concertăm, e mai deci mult noi începem înseamnă. Începem cu 14 februarie. Bun. E destul de des, da. Și anul ăsta chiar la propriu începeți cu 14 februarie. Și anul trecut la fel, da? Am făcut. Și dat fiindcă pe finalul anului, că asta încercam să zic, ne cam lasă bateriile și începem așa să ne uităm urât unii la alții și să fim sătui de... Da, de moacele unui, da? De, și când mă uit în oglindă, sunt sătul de mine. În momentul ăla e clar că... E rost de plecat. E timpul pentru o pauză. Și toți am fost plecați. Eu personal am fost în Brazilia și colegii mei au fost. Eu nu ți-am văzut prin state. Da, eu nu ți-am fost în state. Ciprian a fost în Franța, Dorin a fost în Madeira. Ia. Burete. De să câștigă bine la Grecia, se câștigă bine la Boschito. Aveți ofițeri de presă, aveți PR tot, nu? Încă nu l-am gradat. El aveți, da. Avem un caporal de presă. Un sergent de presă. Sergent. Concert pe 14, adică într-o săptămână. Noi înregistrăm un picuț mai înainte, dar când va fi difuzat, mai e vreo săptămână. Deci da, 14... este concertul nostru cel mai important. Noi începem practic cu concertul cel mai mare din an, ca să fie de bun augur și să ne meargă bine tot anul. Și pe 14 februarie facem tradiționalul deja concert de Sala Palatului. Unde... Ați găsit loc frumos pe 14. Am găsit, s-a și nimerit, nu știu, că mi-e destul de complicat. Da, dar una e 15 februarie sau 16, alta e 14. E destul de complicat să exprim acum, dar logica din spatele datei de 14 februarie nu este neapărat că este Valentine's Day, ci că este data de formare a grupului Boschito. Noi ne-am format pe 14 februarie 2000 și adică asta este data oficială la care ne-am adunat și am început să lucrăm câte ceva. Pur și simplu s-a întâmplat. Pe vremea aia nu se sărba Valentine's Day sau nu ca acum, da. Nu avea era importanța mai... pe care o are acum, drept pentru care în loc să ieșim cu fetele în oraș, atunci ne-am strâns niște golani și am început să scriem niște muzică printre sprituri sau cum era. Bilete atunci. Mai găsim acum? Da, se mai găsesc bilete. Din fericire merge destul de bine. Cred că o să merge mai bine ca anul trecut. Cred că o să fie un show foarte reușit și sperăm noi să cu casa oamenilor, plină. Iartă-mă, în momentul ăsta dacă mai sunt, că în mai e o săptămână. Ăsta mai deci, sunt bilete. Unde le găsim? Majoritatea biletelor de obicei se vând în ultima săptămână. A, deci e perfect. E timingul bun. Pe ea bilet, intrați pe ea bilet, dați search
acolo la Boschito, sala Palatului, și sunt convins că în două clipuri alegeți frumos acolo locurile. Bilet. Bine, acum să fim sinceri. Pe 14 februarie, dacă vrei să ieși cu prietena sau soția undeva, nici nu știu dacă există variantă mai bună. Adică da, chiar rămâi cu ceva după chestia asta și ceva destul de fain și o să fie elegant. O să avem formula extinsă din nou cu pachetul de suflători, cu fetele noastre de la Quartetul Pasiune care ne țin bâza cu viorile și așa. Adică ceva, da. O să fie sound-ul pe care ni l-am dorit și pe care ni l-am propus și pe care de fapt voi... cei care ne iubiți muzica, îl cunoașteți de pe discuri. O să sune cum întrebarea trebuie. De om bătrân. 14 februarie 2000, te-ai gândit că o să ajungeți aici? Ok, nu, logic că te gândești că o să mergi, că nu fondezi o formație ca să dureze 2 ani sau 3 ani. Dar e jumătate, e a patra parte dintr-un secol la anul, nu? Oricum mai nou. Nu cred că m-am gândit atât de departe. Cred că atunci aveam niște probleme mult mai urgente. De rezolvat. Da, trebuie să realizați că în momentul în care te apuci așa să dai sfoară în țară prin târg, că îți faci o formație, cei pe care reușești să-i convingi să vină la primele repetiții, trebuie să vadă lumina de la capătul tunelului, adică cumva... să aibă încredere că mai devreme sau mai târziu, dar de preferat mai devreme, să poată să trăiască cumva din chestia asta, da. Știi? Să ducă niște bani ca așa acasă. De formații care fac 5 repetiții pe săptămână și cântă de 3 ori pe an, e plină planeta, dar da. E bine noi să fie am inversă. Încercat să facem cumva și eu ca liderul formației, a trebuit să mă gândesc la o modalitate de a promova repede materialul pe care îl avem. Din fericire ne-a ieșit. Până la urmă, noi niciun secret. Noi am fost niște băieți modești din punct de vedere financiar. În momentul în care ne-am înființat, doar chitaristul avea instrument, restul niciunul dintre noi nu aveam. Și am împrumutat, am dat din coate. Greu atunci, acum e mult mai simplu. Foarte complicat. Gândiți-vă că era o perioadă în care se cânta și se asculta aproape exclusiv muzică dance. Era boom-ul muzicii dance și muzicii hip-hop din anii, să zicem, 96-2000 și ceva. Iar când am ajuns la studio cu instrumente și cu tobe și așa, oamenii și-au pus mâna în cap. Au zis, ce-i cu voi, bă, băieți? De unde ați venit? Și ce-i cu tobele astea? Păi să cântăm, să înregistrăm. Păi zice, păi stai mă puțin, nu le facem pe clapă, nu le facem... Da. Ce caută? Bine, băiatul cu sintetizatorul. Ei, nu, și a fost complicat, adică oamenii au început să dea telefoane. Dar tu știai să facă în ce te bagi? De... Bă, nu. Nu? Dacă mi-ar fi zis cineva de la început că o să fie atât de complicat, probabil că aș fi ezitat. Dar a fost unul dintre momentele în care pur și simplu nu poți să-ți mai permiți să te uiți în spate. De ce? Pentru că eu în clasa 12-a am primit o ofertă de a colabora cu formația Conexiuni, o formație superbă din Brașov, mult mai mare decât mine. Eu fiind fan, din 93 aveam vinilul lor, îl am și acum, și cântam deja pe la chitară piesa Tu, de fapt la concertele, paranteză, la concertele mele solo de acum, mai când și acum, în ziua de azi. Sau Mai rămâi puțin, sau piese mai celebre de ale lor, Viață de rocker sau așa. Iar formația Conexiuni m-a luat în turneu. Părinții m-au lăsat să merg, chiar dacă venea bacul și admiterea la facultate, cu condiția să încerc să învăț pe microbuz. Între două concerte. Bineînțeles că nu s-a întâmplat asta, că oamenii bășcălie mare mi-au luat cărțile, le-au aruncat din mașină. Era clar că n-aveai cum. Mi-au luat cartea de istorie, mi-au uns-o cu untură, adică, da, nu s-a putut. Cert este că turneul a ieșit destul de bine și, mă rog, liderul formației m-a chemat la un moment dat la o discuție și mi-a propus să devin solistul vocal al formației Conexiuni. Onorant pentru tine. Foarte onorant. Problema este că
Eu deja aveam gărgăuni în cap să-mi fac o formație și fiind destul de deziluzionat pe vremea aia de scena rock, deja mă gândeam că vreau să fac puțin altceva. Și am stat așa, țin minte că am avut un moment de cumpănă în care stăteam efectiv în mașina omului după discuția respectivă și nu știam ce să-i spun și le cântăream. Ziceam, mă, dacă îmi fac formația mea și nu iese, o să-mi pară rău că n-am acceptat. Mi-a zis omul. Deja era o chestie care funcționa la ei. Adică putea să fie, era clar varianta mult mai simplă pentru mine și mai facilă. Pe de altă parte, parcă mi se rupea așa ceva să nu încerc. Mi se părea că am și vârsta potrivită, aveam, cred că aveam doar 19 ani atunci. Și așa cu inima îndoită și cu, cumva și cu părere de rău, i-am spus că nu o să accept chestia respectivă și că prefer. Și mi-a zis omul, băi, vezi că dacă nu-ți iese, o să-ți pară rău, știi? Ați mai vorbit peste ani? Da. De treaba asta? Nu știu dacă de treaba asta, dar am vorbit și omul este foarte mândru de ce am realizat. Am și colaborat. El acum este promotor de mulți ani, organizează concerte în zonă și am colaborat de multe ori. Dar e clar că eu când m-am dus acasă am zis, măi, dacă mă apuc să-mi fac formație, deci deja podurile din spate sunt arse, nu pot să mă mai uit înapoi și ceva trebuie să se întâmple bun, că altfel pur și simplu nu pot să-mi, cum să spun eu, să-mi pornesc cariera. Și din fericire lucrurile au mers foarte repede. Știi când e să-ți iasă, cum ți se deschid așa toate ușile de, când, de unde nu te aștepți? Și chiar așa s-a și întâmplat. Bine, sincer, am și foarte nebune. Adică, dacă îmi spuneai că trebuie să merg pe jos până la Vladivostok pentru chestia asta, deja eram la colț. Nu știu, deja acum, plecase și eu. Toate, nu știu, atitudinea asta copiilor care încearcă acum să facă muzică, deși ei studiază și sunt foarte talentați unii dintre ei, băi, parcă n-au drive-ul ăsta, parcă n-au nebunia asta, știi? Corect. Adică dacă cineva mă roagă să-l ajut și eu îi spun, măi, să fii joi la ora 8, nu știu unde, de multe ori, ori nu vine, ori întârzie, ori... Bă, mie dacă îmi spunea unul mai, să zicem, nu știu, Dan Bittman sau, nu știu, Mircea Baniciu, pe care îl idolatrizam, dacă îmi spunea Baniciu să fiu joi la ora 5 dimineața, nu știu unde, păi eu plecam de miercuri și stăteam acolo da. Nu cumva să pierd, nu cumva să... Deci eram foarte, foarte chitiți pe treabă da. Și așa. Conștienți că trebuie să faci treaba. Dar înaintea datei de 14 februarie 2000, da. Ce e? Adică când ți-a venit prima dată ideea asta? Ce-a să... fost în spatele? Tu de unde te-ai apucat de treaba asta? De ce? De muzică, când te-ai apucat? Când de ai muzică? Început? Da, până să ajungi la Boschito. Mai ții minte când ai... Așa de prosteală, mai cântam eu de când eram copil, la mine în casă s-a cântat, taică-miu cânta la chitară și mai... Deci ca aia, ce ai văzut în casă? După ce am început să descoper eu trupele mele, să zicem că prin 92, cum era la modă Guns N' Roses sau, nu știu, Nirvana sau... începeam să urlu pe la mine până în casă de... îmi băteau vecinii în țeavă. Da, urlai ca lumea? Nu. Nu. Groaznic. Bun. Și când a văzut taică-miu că nu mă lasă microbul ăsta. Că te ții de urlat. Și cred că mă țin de urlat și cred că cumva i se făcuse milă și de el și de vecini și de toată lumea. Și cu un background în spate pe, cum să spun eu, eram foarte fotbalist de mic. Da? Da. Și jucam non-stop, non-stop, non-stop. E, în momentul în care au vrut să mă legitimeze la FC Brașov, m-au văzut, am vorbit cu scouții acolo, cu nu știu cum le zicea pe vremea aia, și au fost foarte impresionați că eram destul de bun pentru vârsta mea, era pe la 8-9 ani. M-am dus la antrenor, antrenorul m-a văzut, i-a zis lui taică-miu, legitimează-l urgent, du-l la vizita medicală și mâine să fie la antrenament de dimineață.
Exact, la... aia, două poze și pentru legitimație. Da, hai, la și... revedere și asta e. Și când am fost la vizita medicală, mi-a căzut cerul în cap pentru că mi-au descoperit niște probleme congenitale la inimă. Serios? Și mi-au zis că în niciun caz nu se poate cu sport, cu chestii de genul ăsta și în momentul ăla s-a rupt ceva în copilul din mine. Și atunci, cumva, toată energia asta, mai târziu am canalizat-o către muzică. Și taică-mi cumva și știi ce s-a întâmplat, că el, săracul, a fost cu mine de față când s-a întâmplat treaba asta și el a trebuit să-mi dea vestea că, de fapt, nu mai mergi mâine la niciun antrenament. Asta e urățică, adică să-i spui unui copil. Asta e adevărul. Nu, să-l trebuie, fac să înțeleagă. A trebuit să o facă, nu a avut de ales. Acum înțeleg perfect cât de greu i-a fost, că știa cât de pasionat sunt și pentru mine la vârsta aia era totul. Știi cum sunt copiii? Da. Dar apropo de copil, că mi-ai dedicat-o asta, la fileu, erai copil atomic? Liniștit, cu mințel, cum erai? Aveam și una și alta. Bă, când era să fiu obraznic, cinstit, 100%. Când era să fiu obraznic, eram mama obraznicilor. Dar și când era să fiu cu minte sau studios sau așa. Le aveai cu școala? Da. Da. Deci ai fost golănașul ăla, golănaș. Nici nu știu dacă am fost eu golan vreodată adevărat așa. Pentru că deși umblam cu golanii, ceva îmi spunea că traiectoria mea e totuși alta. Și am avut momentele mele de golăneală mai târziu, dar nu m-au ținut mult pentru că nu am simțit în sufletul meu că sunt la locul unde trebuie și când făceam câte o prostie mare, am făcut. Prostii mari. Ia, dă-ne exemplu de o prostie mare. Mai tot ce pot să spun că din dorința de a fi acceptat de un grup, de un anturaj, am intrat într-o gașcă de rockeri de polivadă unde, ce să spun, smardoelile, bătăile și astea erau la ordinea zilei, adică... Nu-l credeți că e băiat liniștit. Da, glumim. Pur și simplu a fost o perioadă. De acolo jumătate din grup și-a dat seama și a ieșit la timp, jumătate a făcut mulți ani de pușcărie. Jumătatea a intrat în altă parte. Da, a făcut mulți ani de pușcărie. Nu-i de râs, fiecare are viața corect. Lui, treaba lui. Dar tu te-ai gândit când te-ai gândit că, domne, trebuie să faci o formație, știai concret ce faci? Adică nu înființăm păi, o formație. Spun, deci, având în vedere că ți-am spus că lui taică mi-a fost milă de el așa și cu asta se întâmpla la picasă, asta se întâmpla la 13. Mi-a propus să mă duc chiar să studiez. Și mi-a zis, băi, îți dau bani, du-te la școala populară și ce vrei să faci? Inițial am spus că vreau să fac canto, ăsta a fost prima mea dorință. M-am dus la profesorul de acolo, nu mai știu cum îl chema, un domn foarte bine, foarte sobru, așa, la costum, cum era pe vremea aia. Și mi-a zis, băi, foarte frumos, dar nu te primesc pentru că trebuie să ți se schimbe vocea întâi. Nu vii așa să cânți acum și după aia când ți se schimbă vocea, ce faci ca măgar, știi? Și taică mi-a zis, bun, dacă tot ai, nu știu, un an, doi, cine știe când ți se schimbă vocea, trei, învață ceva instrument. Și m-a întrebat, vrei pian sau chitară? Că alea erau opțiunile la școală, nu de alta. Da. Adică nu cred că învăța nimeni xilofon sau... Știi? Știi că era poanta că de ce s-a lăsat la de vioară s-a apucat de pian? Pentru că pe vioară nu putea să țină berea. Da, da, da. Știi? Da, da, da. Așa și la tine. Și tu ce ai ales? Am ales chitară, că na, cu rock-ul, cu alea. Da. Ce pian? Rădeau oamenii de tine, rocker la pian. Rădeam eu. Dar și... un Meatloaf, un aia mai băgau și la pian. Da, e adevărat. Și foarte mulți de altfel, dar așa mi s-a părut mie. Și domnul de la Guns bagă. Bine, eu mă așteptam să mă duc la chitară și să mă învețe solistica de la November Rain sau chestii de genul ăsta și când am început cu clasică și cu tot felul de metode, cu Mateo Carcassi, cu Heitor Villa-Lobos, cu toate astea. Ce fac eu? Da, am zis, bă, hai că poate peste câteva luni să trecem la ce trebuie. Până m-a învățat tata niște acorduri de blues și când le-am arătat profesorului a sărit. Mi-a zis, ce porcărie e asta? Eu te învăț să cânti ca lumea și tu vii cu mizerile astea. Eu îi cântam Peter Green sau Fleetwood Mac.
Ma. Și el spunea, ce e asta, Alexandru Andrieș? Vii la mine cu chestii de genul ăsta. Eu ți-am zis să vezi serios. Mă trimitea la concursuri, la tot felul de festivaluri. Dar te-au ajutat acum. Da, bine, eu nu prea înțelegeam atunci. Toți care mergeau, colegii mei, erau cel puțin de clasa a 12-a. Majoritatea erau studenți. Și eu eram clasa a 6-a sau așa. Ma. Și atunci diferența era foarte mare de maturitate artistică. Și chiar dacă eu puteam să fac față la examen, nu cred că transmiteam exact ce trebuie, că nu înțelegeam. Din nefericire, în sistemul de învățământ în muzică se pune foarte puțin accent pe lucru cel mai important, adică transmisie. Se pune foarte mult accent pe tehnică și mi s-a părut mie oportun să ies de acolo la un moment dat, adică nu mergeam unde trebuie. Erai cu postere pe pereți de scoase din Popor, da. Din Bravo, din Metal Revist. Hammer-ul unguresc. Unguresc, mai luat vorba, da. Aveam full. Ai apăruse Pop Rock and Sport Andrei Partoș, dar era al negru, era ziar. Da, mi-amintesc. Trebuia posterul. Nu, Metal Hammer. Desfăceai de acolo, de la mijloc aia, știi, ca nu cumva să tragi, să... Desfăceai clipsurile, da. Știi? Pac, da. Și le scoteai ușurel, așa. Da, da. Și era greu când pe partea ilaltă era ceva tot care îți place. Băi, pe care parte o pun? Ah, să știi că era mare. Era o problemă mare asta. Și când a apărut și alea din popcorn un pic mai mari, de 8 le erau. Le puneam cu scotch din ăla, cel mai subțire, așa, să nu-mi strice colțul posterului, să pot să-l scot la un moment dat, tape din ăsta. Da. Și în momentul în care mă săturam, încet, încet scoteam colțurile și schimbam... Mulți dintre cei care ne privesc acum nu înțeleg despre ce vorbim. Cum adică aveți hârtii lipite pe pereți? Da, era așa un templu. Nu, era tapetat, exact, nu era hârtie. Era un templu al muzicii. Avea doar întrerupătorul pe care puteai să apeși, dacă și ăla nu cumva aveai un abțipin pe el. Noi nu aveam psihologi de copii, nu aveam, cum să spun eu, net, să stăm cu ochii beliți într-un ecran toată ziua. Noi vorbeam ca niște... cum să spun eu, ziceai că suntem nebuni toți, vorbeam cu prietenii noștri de pe pereți. Da. Deci în momentul în care știi că expresia ce faci, te uiți după cai verzi pe pereți, noi ne uitam după... Corect. După rockstar verzi pe pereți. Erau acolo. Și ni se părea, ne dădeau puțin din energia lor, știi? Corect. Adică era o chestie de curaj, așa, când îl vedeai pe unul că își face poze îmbrăcat în halul ăla și cu pletele alea și cu lanțuri pe el și era așa. Expresia bătrânească, și ce e mamă cu ăsta? Ce e mamă cu ăsta? Te uitai așa la el și ziceai, mă, dacă ăsta există, pentru că tu nu prea îi vedeai în jurul tău, dacă ăsta există undeva, înseamnă că am și eu un drum, corect. Știi, către chestia. Știai de atunci pe cine iubești cel mai mult? Adică aveai o formație pentru care îți dădeai viața? Adică rock, ok, bun. Mi-aș fi dat pentru mai multe. Adică am avut... Mai mult spre... N-am avut așa sindromul ăsta de echipă de fotbal, știi? Am înțeles. Băi, eu sunt cu ăștia. Tricou aveai cu ei? Am avut cu mulți. Primul tricou, că era la modă și eram în clasa a 6-a, l-am avut cu Guns. Și săraca mama... De câte ori să spele? Nu, dar l-a cumpărat pentru că am bătut-o la cap, dar era cu vreo 5 numere mai mari decât... Te strângea nu am găsit. Glez, da? Da, nu găsisem mărimea mea și cred că l-am purtat până pe la 25 de ani. Adică deja nici nu se mai vedea. Creșteai odată cu el. Da, da, da. Deja nu se mai vedea. Acum, iarăși nu, greu nu de mai... înțeles. Cum adică nu intrai pe net și venea două zile? Nu. Asta este... Norocul vieții mele de artist este că mereu a trebuit să lupt pentru ceva și să caut. Dacă auzeam de o piesă de un artist, îmi lua luni de zile până făceam rost de caseta aia. Dacă era mai obscur. Dacă Corect. Era foarte faimos, atunci era mai simplu. Corect. Dar în orice caz, în momentul în care aveai albumul, băi, cred că fiecare literă din când îl ascultai, te uitai pe artwork-ul de la vinil, dacă aveai noroc să prinzi vinilul, dacă nu era o casetă trasă la Xerox și se desfăcea așa un acord. Al negru, nu prea vedeai, dar
Erau și de alea cu imprimante, imprimate pe hârtie. Da, te puneau da. Hârtie și scrieai tu cu pixul, Depeche Mode, Violator sau ce ascultai. Am copiat tu de mână toate versurile din 81 până în 90 al băieților de la Depeche. Într-un și cum ai învățat tu engleză? Uite numai așa, numai așa, nu înțelegeam ce, dar era suna. Dar eu câtă melodie am cântat, neînțelegând. Băi, nu neapărat că așa vedeam textele, dar și înțelegeam cum trebuie să le cânt, dar nu înțelegeam exact ce înseamnă. Da. Adică au fost foarte multe expresii pe care le-am înțeles, mult mai târziu. Corect. Și eram, bă, pe bune, asta a vrut să zică. Piesa. Adică, na. Bun, și într-o zi ți-a venit ideea, domnule, clar trebuie să fac o formație. Cum era peisajul atunci? Știi, te întreb ca mari specialiști în muzică. Peisajul muzical în momentul ăla. Pe felia din ta. Din punctul meu de vedere, exact, pe felia mea. Că dance era, așa știm, că scoteau era destul la de deșertic, adică era deșertul Atacama între muzica dance și, să le spunem, artiștii consacrați de rock, care aveau treaba atunci, gen Iris Holograful, Timpuri Noi, Compactul, sau ce era atunci, sau cine mai era. Compact, probabil. Sau ce era atunci la modă. Direcția 5 unde treceai, că atunci era sus, direct, în 2000 5, era la Direcția rock. 5 a început cam cu noi, adică în perioada noastră. Ei, nu, ești un pic mai bătrânei. Măi, nu, eu vorbesc de direcția asta cu Dacă ai ști. Da. Cu direcția Dacă ai ști. Cristi. Sigur că direcția aia veche cu Șeicărescu și așa. Da, cu Tony. Am crescut cu ei și na, pe Burete de acolo îl știu. Da, corect. Dar cu direcția asta comercială, ca să zic așa, cu hiturile pe care le știm toți. Superstar e 2000. Exact, a fost cam deodată cu noi. Și chiar atunci a fost așa ca un fel de... pentru că deșertul Atacama trebuia umplut cu ceva și a fost așa un moment, să zicem, istoric în muzica românească, în care a fost nevoie de conținut. Și atunci fiecare artist care avea ceva de spus pe orice stil avea șansa lui. În sensul în care Atomicul nu discrimina, te dădea și pe tine și dădea și încă 10.000 de porcării și chestii foarte tari și cred că publicul era cel care decidea ce rămâne pe post și ce nu. Din punctul ăsta de vedere, cred că a fost cel mai democratic sistem de filtrare bună, a muzicii da. Românești. Dăm și vedem ce rămâne. Vedem, erau celebrele dedicații, da. Dădea SMS și apărea jos acolo. Era un scroll jos. Trecea. Și cine te iubesc, draga mai multe, mea și... Da, te iubesc. Costele, nu? Te iubesc Costele cu drag Marcel și jos scria vreau Boschito cu două mâini, știi? Hop! Și asta însemna că piesa respectivă mai stă două zile în setlist-ul lor. Dacă era o piesă cu adevărat bună, stătea cu ani. Corect și asta. Dacă nu, aia da, se pierde imediat. Cumva era interfață directă între artist și public. Perioada de pre-directori de programe, de pre-discuții, de pre-targetul nostru, pe corect. Noi, pe targetul nostru, nu, știi, adică ca publicul să înțeleagă țintă. Lumea. După ce a început așa să se sistematizeze un pic de industrie pe la noi și după ce au devenit mari cu ajutorul acestui post de televiziune Atomic, multe trupe din România au devenit huge, adică Animal X au fost o modă, Andreele au fost o modă. Molurile sau unde se duceau. Exact. Boschito nu știu dacă au fost o modă, dar cu siguranță au devenit de succes în perioada respectivă. Deci și multe dintre ele găsești și acum pe YouTube, dacă le cauți, cu sigur. Sunetul de atunci, cu sigur. Imaginea de atunci, dar există. Sigur. După aia, când au început să apară posturi de radio finanțate de nu știu, consorții de internaționale de afară, atunci lucrurile s-au corporatizat puțin. Da. Și au început să apară oameni care au în fișa postului scria că ei se pricep suficient la publicul din România ca să decidă ei
personal, da, 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 ce funcționează și ce nu funcționează. Și de aici lucrurile au început, după părerea mea, să o ia la vale și s-a creat așa o prăpastie între publicul, din, publicul adevărat și lucrurile care se difuzează. Prăpastie care este absolut prezent în ziua de azi. Am călătorit în 40 de țări în lumea asta, am cântat în multe dintre ele, am cunoscut foarte mulți artiști de peste tot care mi-au povestit despre industria de la ei din țară. Măi, oameni buni, eu nu am văzut nicăieri o asemenea anomalie decât cum o avem noi aici în România și mă refer la faptul că există artiști foarte difuzați și foarte vizualizați care nu au fani. Nu au fani. Adică nu vând nici 100 de bilete. Nu există, nu există nimeni care să își dorească să plătească 100 de lei din buzunar ca să-i ca vadă. Să vadă trupa X sau solistă. Deci așa ceva nu există nicăieri. Să fii un artist pe care toată lumea îl știe, un artist muzical pe care toată lumea îl cunoaște pentru altceva în afară de muzică. Sunt artiști care au cariere întregi în România care nu au nicio legătură cu muzica. Sunt artiști pe care toată lumea îi știe și dacă întrebi, auzi mă, dar ce piesă cântă ăla? Lumea nu știe să-ți răspundă. Adică este incredibil să poți să ai, nu știu, 10 milioane... Băi, sunt artiști cu 50 de milioane de vizualizări pe un videoclip și totuși nu îi vezi în circuitul de concerte. Sau foarte rar. Păi și unde explicați? Sau cum explicația poți să explici? Este că s-a difuzat pentru foarte mult timp o muzică ce nu reprezintă gusturile românului. Boschito se dă pe radio acum, azi, în 2024? Nici nu știu. Probabil că se mai dă, că văd că primesc niște redevențe, dar nu se dă în heavy rotation, nici nu face parte din obiectivul preocupărilor noastre să fim dați la radio. Ne-am lămurit de foarte mult timp cu chestia asta, dar man, lasă Boschito la o parte. Am mai vorbit despre treaba asta și cu alte ocazii și nu precupețesc niciun efort să spun treaba asta. De ce? Pentru că vreau să realizați cu toții că după ce Boschito, Vița de Vie, Alternosfera, Coma, nu știu, trupele care merg la festivaluri și care vând bilete, noi suntem, avem 40 și ceva de acum. După ce noi nu o să mai fim, vă rog să realizați că nu vine mare lucru din spate. Corect. Vă rog să realizați că copiii dumneavoastră nu o să aibă ce să asculte muzică românească. Adică nu o să poți să faci o industrie viabilă din trap sau din chestii de genul ăsta care peste 5 ani nu mai e. Adică scuză-mă. Da. Există într-adevăr momente în care stilul respectiv este foarte la modă. Foarte bine. E foarte bine. Din păcate nu stă în picioare. Adică nu reprezintă gusturile poporului român. Noi suntem altfel. Poate suntem ca italienii, suntem ca spaniolii, ascultăm altfel de muzică. Ascultăm o muzică melodioasă, ascultăm, da, ne place altceva. Știu că noi putem să ascultăm forțat ceva și să zicem ok, dar în sufletul nostru, când te uiți la ce se ascultă, este cu tot o altă treabă. Mulți o să zică manele. Eu nu o să spun manele. O să spun muzică sinceră. Acolo în manele găsești un soi de exprimare care reprezintă un eșantion destul de mare din poporul român. Așa vorbesc ei, așa gândesc ei, asta le place lor. Este o muzică validă. Punct. Corect. A, că nu-mi place mie sau nu-i place cu tare sau cu tare, asta e partea a doua, dar este o muzică unde ei își găsesc un adevăr. O anumită... Ei nu poate să înțeleagă, poate, metaforele mele și asta nu este o laudă pentru mine. Pur și simplu eu nu reușesc să mă adresez acestor oameni pe limba lor sau decid să nu o fac pentru că nu pot eu să fiu convingător. Pentru că eu nu trăiesc așa,
nu citesc lucrurile alea, nu ascult, nu înțeleg, nu pot să cânt o melodie, nu pot să cânt melodii despre șmenari și despre asta, pentru că eu nu le simt. Aș fi un ipocrit. Și atunci cei care fac asta și care trăiesc asta au un grad de autenticitate pe care eu nu-l găsesc la alte stiluri care sunt în România. Și atunci lumea simte. Deci dacă vorbim despre adevăr și de ce ascultă lumea aceste stiluri, de asta. Pentru că de bine, de rău, acolo cineva le vorbește despre viața lor. Ei așa trăiesc și asta e. Și așa se exprimă și asta e treaba. Și de fapt ăsta este hip-hop-ul nostru. Tu ai avut boschit-o termenul în cap, denumirea? Sau cum a venit ea? Și de ce boschit-o? A fost așa o joacă de copii. Că orice mi-ai spune, boschit-o nu sună numer de formație rock. Dar noi nu am vrut să fim rock. Nu. Ne enerva foarte tare chestia asta, sau pe cel puțin pe mine. Eu am venit din scena rock și, ce și m-am adică, săturat de... Ce voie să te faci când devii mare, Radule? Știi ce? Inițial am vrut să fiu un mare rocker, dar m-am săturat de eternele discuții de mentalitate mică de România. Eu sunt cu Metallica, ție de ce îți place Iron Maiden? Eu sunt cu Iron Maiden, tu de ce asculti Rage Against the Machine? Cine să ia, mă? Ce-i cu ea? Asta cu ce-i cu ea, mă? Ce care, știi? Mă? Care, ce melodie am, mă? Băi, nu pot să fac o carieră adresându-mă unui public care ascultă o singură formație. Nu pot. Acum, în ziua de azi, rockării sunt altfel. Dar pe vremea aia, băi, totul era de o încrâncenare și de o treabă de asta. Da. Adică nu mai vorbesc să ascult și alte stiluri, cum ascultam eu muzică cubaneză, jazz, ce știu eu, alte minuni. Mai ascultam hip-hop. Păi dacă le spuneam la ea că eu ascult și Wu-Tang Clan acasă, mamă, păi, dar mă dădeau afară din oraș. Mamă. Știi? Adică, da. Pur și simplu. Și eu nu pot să mă... N-am putut să mă bag într-un colț și să stau într-o pătrățică acolo. Și am zis, bă, știi ceva? Eu fac altceva. Fac asta. Sigur că avem influențe de rock, avem o atitudine destul de rock. E clar că de multe ori cântăm la festivalul rock, dar acum s-a schimbat. Oamenii au început să înțeleagă că rock-ul este o stare de spirit. Că rock era și Elvis, este și black metal, este și, cum să spun eu, este și Wu-Tang Clan. E rock pentru că are atitudine. NWA, de ce nu sunt ei rock? Ei și cântă la festivaluri de rock. Sunt foarte rock. Santana nu e rock? De ce nu e rock? E foarte rock. De ce trebuie să-mi aleg eu... Da. Stai, trebuie să fie cu distors din ăla? Păi uite, Radiohead nu-și rup fâșul cu distorsuri și sunt foarte rock. Din punct de vedere al majorității oamenilor care ascultă fenomenul ăsta. Lumea cum v-a primit la început? Cine-s bă și ăștia? Măi, noi am făcut așa o greșeală de începător. Și aia o recunosc aici. Nu știu dacă ne-a spus cineva că prima impresie este foarte importantă și trebuie să fim foarte atenți cu ce ieșim. Pur și simplu, în momentul în care am decis să abordăm un alt stil, deși cercasem noi ceva mai rock, așa, cei de la casa de discuri au zis, bă, foarte frumos, dar noi holograf și direcția 5 de vaja avem bere gratis. Corect. Și dați-ne altceva. Și ne-au zis, bă, dar altceva, și atunci a făcut click-ul pentru mine și am zis, oricum mă gândeam la asta. Altceva în afară de muzică latino-americană, oricum nu mai știu așa de bine. Era al doilea stil ca procentaj pe care l-am ascultat la viața mea și la care mă pricepeam cât de cât. Întotdeauna am avut o pasiune pentru tot ce înseamnă cultura asta și am ascultat de la flamenco până la fusion-uri de afro-cuban și chestii de genul ăsta. Și mi s-a părut că e pe alea mea. Dar până am ajuns la stilul ăsta boschito, adică combinația asta, sincretismul ăsta între latin, balcanic, rock, un pic de punk, un pic de ska, un pic de balade, muzică, cum să spun eu, mai elevată, să zicem, cu viori, cu
aranjamente armonice mai ample, ne-am zis, băi, hai să facem ceva să placă la lume, știi? Să gâghile auzul. Cum încep formațiile, știi? În loc să fie invers, să fac ceva ce îmi place mie și după aia să vedem. Și atunci ne-am gândit, bă, ce e acum, ce merge acum, știi? Și era foarte la modă Ricky Martin, de exemplu, atunci, 99-2000. Și am stat, noi ne-am gândit la Enrique, puțin chitările. Enrique, cred că un pic, nu? Și un Enrique era începuse și Enrique, ușor. Da, noi cu Enrique mai puțin. Da. Ne plăcea beat-ul ăla de Living La Vida Loca, de chestii de genul ăsta. Și atunci am zis, bă, cum era ăla, un, dos, trei, un pasito pa'lante, Maria. Și am făcut, ne cuprinde ritmul de chitară, ceas de ceas, ne-mi bată muzica, fără glas. Păi stai, că aici, iartă-mă, mi-ai pierdut pe mine pe drum. Tricou cu Guns, rocker și așa mai departe. Și la un moment dat apare Boschito cu o chitară și cântă pas cu pas și ritm de dans. Da, de ce nu? Știi, nu e undeva o... Nu, de ce? Pentru că fiecare om are o personalitate complexă și mie îmi plăceau chestiile astea, le dansam, adică ieșeam cu fetele, pe astea dansam, pe ce era? Dansai pe Guns, clar. Dansam și pe Guns, cum era la bluz, la... Bagă un bluz, știi? La sentiment și ținea 11 minute. Da, dacă băga November Rain în concert... care o... O plăceai, o prindeai la November Rain. November Rain și legai cu un Meatloaf, unul avea 11 și unul 14, erau 25 de minute. Când se termina piesa, era deja însărcinat. Da. Îți spunea când ne mutăm împreună, deja exact, după da, două din deja astea. Deja te despărțeai, ziceai, gata, hai că te știu prea bine. Era viața povestită tot. În fine, am făcut chestia asta, a mers. Mai făcea cineva treaba asta în momentul ăla? La modul concret, adică să zici, da bă, Opricene, uite, mai făceau ăia? Mă, nu sau așa. Sau a intrat pe ceva ce nu exista? Ați intrat pe un teren virgin? Până într-un pe Atacama? Fel, da, într-un fel nu. De ce zic într-un fel da? Că pe linia asta de... Pe genul ăsta nu era nimeni. Dar așa, în genul mare de muzică latină, deja era Latin Express. Domn Pepe? Cu Pepe, care făcea treabă bună pe rumba flamencata și pe direcția asta de Gypsy Kings. Noi nu eram acolo, evident, eram pe Puerto Rico, Cuba, alte ceva, dar pentru românii din 2000 era același lucru. Înțelegi? Deci putem să spunem că apăruse și Fuego, care pe vremea aia cânta latin, nu știu, cu toată lumea dansează cu mine. Da, colcăia de manele, doamne, iartă-mă, de telenovele, nu de telenovele din care se extrageau că mai apăreau Talia. Acolo nu prea găseam inspirație, nu era pentru noi. Deși era pe Zbucium și pe asta. Era, dar nu era pentru noi, nu merg. Nati Oreiro mai moale, dar Talia... Ne uitam cu toții la ea. Mai era Gloria Estefan, mai erau chestii de genul ăsta, dar pe telenovele era altfel de muzică. În orice caz, când am apărut cu chestia asta, oamenii au zis, wow, ok, Ricky Martin de România, și atunci ne-am trezit brusc. Erai și am zis, cu perișorul mai așa? Erai... Eram cam așa, la primul. După aia a crescut. Da. Și am zis, bă, nu-i bine. Nu-i bine că rămânem Ricky Martin de România și nu e bine. Și atunci am stat și am zis, bă, nu, hai să facem Ricky Martin de România, bun asta. Da, zic, nu, nu. Nu-ți doreai asta, nu România, vă doreați. Nu, sub nicio formă, zic, stai să vedem. Și am vorbit cu casa de discuri și am promovat a doua piesă, ceva total diferit, o piesă foarte lentă, foarte balcanică, nicio legătură cu nimic, care se numea Țigan. Și bineînțeles că ăștia mi-au zis, bă, dacă nu veniți cu o piesă cum a fost prima, n-o să fie bine. N-o să mai aveți concerte, începusem să avem niște concerte. N-o să mai aveți concerte, n-o să mai aveți nimic. Riscați voi așa? Și noi am zis, da, lasă că asta e mișto piesa, o să placă, o să rupă. Și a mers așa trei zile. A rupt trei zile. A rupt trei zile. A patra s-a făcut tare ca fularul. Așa, și când ai văzut că nu mai sună nici telefonul și că nu se întâmplă nimic și colegii se uită la tine și zic, now what? Ce mai scoatem? Ce scoatem? Casa de discuri a zis, ți-am zis, acum nu știu ce se întâmplă cu voi pentru că noi nu mai avem buget. Și hop, nu mai era chiar cum părea la început. Da, brusc s-a... Și ce ați făcut atunci? S-a rupt lanțul de iubire. Ce ai făcut atunci?
Trebuie să faci un... așa un happening. Pur și am fost invitat la surpriză la Andreea Mari. Și Boschito era la început, nu prea ne știa nimeni, era prima oară când apăream la Andreea Mari, nu ne știa nici ea, atunci era pe val. Și a zis, bun, dacă e o trupă care cântă ceva antrenant, să intre în prima parte a emisiunii. Ok, ne-am dus noi cu instrumente, cu tot, să facem acolo o frumusețe de playback. Și cu 10 minute înainte să intrăm, a venit producătorul emisiunii, sau mă rog, cine se ocupa de noi, și ne-a spus că nu se mai poate să intrăm atunci, că a venit o artistă din Columbia, de telenovele, de nu știu ce, și că ea se grăbește, că are nu știu ce de făcut și că vrea să intre ea și că noi o să intrăm la sfârșitul emisiunii. Acum nu știu când, câți dintre dumneavoastră își mai amintesc, dar surpriză, dura vreo 4 ore. Și începea asta, termina mâine, vorbim serios, că dacă începea pe la 8, se termina după miezul nopții. Și noi acolo în backstage la televiziunea română, cât mai ce ne-am gândit băieții din Brașov? Hai să ne mergem noi la chioșc să ne luăm niște vodka la pet din ăla mic. Și am început să îi dăm. Și ne-am îmbătat, bă, băiatule, ne-am făcut franjuri. Nu era vila voastră că ține atâta emisiune. Am scos chitarele și am început. Ia, bă, ce piese mai știi? Aia, râdeam, cântam. Zici, o să te rog doar un pic mai aproape de microfon, știi, să stai. Așa. Da. Și în timpul ăsta mai și jucați. Jucam Champions League. Aveam semifinale. Adică nu făceați întindere, nu nimic. Erați profesioniști. Pă vodcă direct. Nu neapărat făceam asta mereu. Adică să nu credeți că eram chiar așa machitor. Dar în ziua aia pur și simplu s-a întâmplat. Adică nu am fost așa super machitori. Dar în ziua aia s-a întâmplat, ne și plictiseam, ne și enervase faza, să fiu sincer. Adică aveam faza asta de... Ne gândeam de 7 ori dacă să plecăm, să mai stăm. Aveam dume de astea, eram destul de nonconformiști. Și la un moment dat, nu mai știu care dintre noi mi-a zis, bă, dar piesa aia de o mai cânti tu pe la chefuri cu la 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 la. Și aia nu era repertoriu sau nu, cum nu, e? Nu, era, aia, aia, aia era aia, ta? Nu, aia e o piesă populară mexicană, mă repet puțin, dar prea năuc să găsesc un alt termen, un sinonim, popularizată la noi în țară de către formația Los Paraguayos, care a venit se până anii 60 prin turneu în România și au făcut niște discuri la Elect Record și una dintre piesele astea pe care le ascultam eu de mic era această Pepita de Mallorca. Știi? Și da, o cântam eu la chefuri. Și băieții momentul... ți-au zis, ia bagă-mă pe aia. Ia cântă-mă pe aia, că aia e faină. Și băi, deci a fost așa ca în filme. Deci, voi mai în erați 5 pe minute, pământul ăsta atunci? Mai erați pe planeta Pământ? Da, sau? Cât de cât ne mai țineam așa cu unghiile de la picioare. Și... Băi, ăsta nu e titlu? Ăsta este titlu. Boschito sau Matolit la surpriză. Nu e titlu ăsta? Nu știu ce titlu e, dar asta s-a întâmplat. Vreți să vă spun ce s-a întâmplat sau nu? Au băut 4 ore la surpriză sau 3 ore. Da, deci pur și simplu, măi, în 10 minute făcusem toate vocile, făcusem structura piesei, că am schimbat-o, nu e chiar așa cum e originalul, făcusem și textul în română. Nu pot să cred. Ba da, era și cu taică-miu acolo și am făcut pac și textul în română și până am intrat în emisiune deja aveam piesa gândită, știi? Ne-am dus în emisiune, ne-am ținut de stative pe acolo ca să putem să ducem piesa până la capăt, nici nu ne interesa cum a ieșit. Și nu mai era playback acum, că n-aveai cum, nu? Ba da, era playback cum. Da. Dar cine îți dădea atunci, punea la dispoziție în studio să... Noroc că era playback. Noroc, nu știu dacă are cineva înregistrată emisiunea, chiar ar fi tare să... Mamă, cum ar fi, dar mai știi data sau asta? Nu mai că putem. Băi, să știi că am... Că putem să o facem, îți vorbesc foarte serios. Am adică luat o lopată într-o zi și am săpat prin internet. Să încerc ca să așa găsesc. Dacă e, bă, nu știu, e într-o vară, nu, dar dacă nu ai cât știu. De cât... Nu mai știu. Știi, să restringe aria, măcar să zici pot anul... Pot să spun că a fost undeva în primăvara anului 2001. 1. Da. Asta e tot ce pot să știu. Înseamnă că i-au urcurat acolo. Da, cred că da, dar nu... Na, îți dai seama că nu am cântat piesa asta. Am cântat? Da. Probabil pas cu pas. Și în momentul în care... am ajuns
din nou pe la repetiții, asta am stat și ne-am gândit. Asta a devenit hit, clar, mare. Așa, nu, ideea e că nu aveam cu ce să o înregistrăm. Nu mai aveam bani, nu mai aveam posibilitate. Și ce ați făcut? Mai aveam eu niște bani de studio, iar pentru videoclip efectiv ne-am împrumutat și de o mică parte de acont. Și tipul care avea casa de producție, uite, spre rușinea mea nu mai știu momentul ăsta cum îl cheamă, dar știu că se numea Empire, a avut așa de, nu știu, i-am căzut cu drag, nu știu exact ce s-a întâmplat, dar a zis, băi, dați-mi niște bani acum și după ce o să aveți succes îmi dați restul. Bun. Băi, respect. Bun. Cum îl chema oare? Taică mi-o sigur și amintește. Bun. Da. Sunt un mare prost că nu mai știu. Florin Chilian a luat 10.000 de dolari sau cât a luat pentru 10 să-și facă? Adică s-a dus, s-a împrumutat la bancă efectiv ca să-și facă un videoclip. Da, nu știu dacă au fost sume de astea atunci, dar când n-ai orice sumă e bună, e binevenit. Mare, e foarte mare. Asta când se întâmpla în 2000? 2001 la început chiar. Am fost în studio la Nea Adi Ordean, am tras piesa foarte repede. Că n-aveam, tot așa, era pe o oră. Nu puteam să stați mult. Nu, foarte repede. Și cred că ăsta a fost și norocul, că n-am gândit-o, am dat-o așa, din suflet, știi? N-ai cum să zici că aia nu e hit. Aia așa cum este. Păi eu n-am pune-mă pe aia lui Boschito, aia de dans, mă. Eu n-am cum să zic, dar... Păi nu, zic eu că... Eu mi-amintesc că... Nu e din afară, știi? Mi-amintesc că am ieșit de la studioul video, în momentul în care... i-am dat banii omului și încă nu era gata, am montat clipul, se filmase și mă uitam așa la taică-miu, care era managerul formației atunci, și stăteam în stație acolo la Unirii, bă, aici, aproape aici. De așa, și am zis, bă, nu mai avem niciun ban. Am dat pe clip. Acum dacă nu ne iese ăsta... E nasoală. Băi, și mă simțeam, nu mă simțeam bine, mă simțeam așa... Mă apucase stresul, știi? Dar nu neapărat că nu mai avem bani, ci că nu știam cum să-i mai țin pe băieți. Dacă nu ne ieșea, probabil că se termina trupa acolo. Și... Mă rog, discutând noi așa și stând așa, uitându-ne în gol, așteptând autobuzul, a venit o fată la mine... Și mi-a dat un trandafir roșu. Și zice, asta nu e film. Tine. Nu e film. E ca ce se și face zic, acum pe... Zic, cine ești? De ce îmi dai un trandafir? Zice, să ți-l dau să te simți mai bine. Știi? Și a venit autobuzul ei, s-a urcat, a plecat. N-am mai văzut-o în viața mea, nu știu. Dar chiar mi-a dat așa un boost de energie. Și deci, stăteam, fata care, stăteam ca mai prostul, ții... dita mai... Omul, da, cu geamitea talanul, cu trandafirul în mână, eu, nici nu știu dacă nu l-am dat mai departe sau l-am păstrat, nu mai știu ce am făcut, dar cert este că m-am simțit mult mai bine și am luat-o așa ca pe un semn de bun augur. Și cine v-a sunat să vă zică că e bună, că e ok? Sau cum a început să fie difuzat? Mai ții minte? Ne-a sau? Sunat compania Skol, mă rog, la tine e cu reclame. Nu, cu nu merge, poți, da. Da, da, nu. Auzi, Colo să vindă mai mult după Vreau să știu, a doua zi. Și a zis, băi, nene, am auzit că voi faceți așa mai pe latin, mai nu știu ce. Probabil că încercaseră la Latin Express, dar ei deja aveau succes și era mai scump. Și mi-au propus să facă... Ia vezi, mă, că mai sunt unii, mai ieftini. Ei voiau să facă o campanie pe Skol, pe muzică din asta mai latină, mai de dans, mai nu știu ce. Mi-au propus să le facă o piesă, eu le-am făcut o piesă, le-a plăcut piesa și au zis, băi, dar de ce nu facem noi un turneu așa mititel, pe la niște discoteci, pe la niște stranduri, știi, să promovăm chestia respectivă. Pentru noi a picat mănușă, că ne-a salvat de la dizolvarea formației premature, prematură a formației. Și partea bună a fost că partea de PR și de tămbălău, de promovare, de așa, a fost susținută de pe vremea aia de Radio Contact. Delfinașul albastru. Cei de la... Unde în turneul ăla a fost Dan Fințescu cu noi. Da.
Deci bossul vostru acum. Da, să treci, Nea Dănuțe. Da. Acolo cumva așa a început o parte din ucenicia. Contau enorm lucrurile astea. Sigur că da. Mai ales și împreună am început să mergem prin țară, le-am spus oamenilor, bă, uite, avem și noi o piesă nouă, s-a încăpățânat Iohan să o promoveze, să o dea odată și a zis, bă, dacă merge, merge, dacă nu, măcar eu am încercat. Altcineva nu voia oricum să o încerce. A început să o dea odată de două ori și la un moment dat el a trebuit să plece la București să se ocupe de nu știu ce emisiune avea el. Am rămas noi cu Fințescu prin țară. Și după vreo câteva zile ne sună și zice, bă, trebuie să vă spun ceva. Opa! Zice, sunteți numărul unu. Zic, poftim? Zice, sunteți numărul unu, sunteți în top numărul unu. Zice, este incredibil, ne-au luat foc telefoanele, s-a terminat. Mamă, mamă, mamă. Și am zis, bine, ok, super. Păi zic eu ca unul la 50 de ani că astăzi când se cer melodii de Bairamul ăsta mai de oameni liniștiți, știi, la 45-50. Bă, atunci nu... Voi, da. Deci asta, la, asta, ca la 20 de ani, voltaj, și mai e 3 sudezi de ziua ta, de ziua ta. Da. Astea trei. Că mai sunt și altele, că doar n-ascult toate, dar da. Vorbesc de unii trecuți de 45, sunt astea trei. Pune-mă și pe aia cu la. Noi am avut o pasta de la Nea Diordean, care a intrat așa fumând, nu știu cât îl cunoașteți, dar un vizionar așa în felul lui, dar un fumător, așa cum zic ăștia, chain smoking, adică da, înrăit. Ca turci, da. Și cu trei țigări în gură a intrat așa puțin în studio, în camera unde înregistram, era studioul lui, dar el avea alte treburi, de unde făcea bani cu Asia, cu nu, pentru el, el era ocupat, nu era available. Și a intrat puțin în studio și spunea, uite bă, în sfârșit o piesă bună major. Și am zis, bă, ce vrea să zică? Și ne-am dat seama că are dreptate, adică toate piesele care erau pe la radio erau în minor. Minor. În minor înseamnă că e mai trist, adică exemplificând ca să fie... Pe înțelesul tuturor, da. Asta e un acord major. Mai vesel, da? Un acord minor, același acord, adică ăsta este la major, un la minor. Deci este evident că este mult mai trist, mai închis. E, toate piesele pe vremea erau... Adio, visul frumos s-a terminat. Sau mă rog, nu știu dacă da. Cunosc armonia. Se despărțeau mulți, da, se despărțeau, plângeau, era cu jale. Ai plecat, știi, sau chestii de genul. Da, toți lăsau cheia pe masă, ușa deschisă. Da, noi cu... Știi? Da. Adică, paf, major, știi? Sau... De trei zile cu băieții, păi, că fugesc, ăsta-ți eu n-am ce să fac. Pe major, știi? Și atunci ne-am zis, băi, are dreptate. Deci omul a intrat și a spus asta? A intrat, a spus asta și a plecat. Și noi am zis, ia să facem o piesă major. Să fie de party, să se bucure lumea. Băi, noi n-aveam de unde să știm că după atâția ani, voi toți care scrieți muzică în țara românească, o să ne lăsați printre, cum să spun, să fim printre puținele formații care au scris în major și care au scris niște muzică de petrecere, să nu-ți fie rușine cu ea. Adică să poți să dansești tu cu bunica ta, fără să fie cu înjurături, cu... Da, adică să da. Nu fie manelizate din punctul ăsta de vedere, știi, ca vocabular, ca limbaj. Să nu fie pe hip-hop, să nu fie... Să poți să dansezi la nuntă, de exemplu, sau la botez, la fitu, fără să-ți fie rușine că te vede maică ta că te spargi pe da. Aia, nu știu ce faci de ziua ta, sau parazit sau chestii de genul ăsta. Și atunci noi am crezut că o să fie o chestie normală și că multă lume va continua pe treaba asta și că na, o să fie cumva ceva normal, dar se pare că după 20 și ceva de ani nu prea s-a scris în major, nu prea s-a scris curat, cu versuri curate, să nu da. Fie mizerie. Și au rămas vorba ta câteva piese da, pe care
Și exact cum ai spus și tu, ăștia de 20, 25, 30 de ani nu le știau, nu le cunosc. Adică nu le cunosc în sensul că nu le-au auzit atunci, că n-aveau cum. Nu le-au auzit atunci. N-aveau cum, că nu, unii nici nu existau. Și cu toate astea le cer. Ții pe ăla la 21-22 de ani ca la 20 de ani, dar pentru că la 20 de ani a fost... La 16, la 16. Adică, da, ăla n-a împlinit încă. Acum câțiva ani, majoritatea oamenilor care reveneau să ne vadă la concerte erau pe la 20 și un pic. Măi, acum a scăzut, nu știu cum. 18, și e bine sau sigur rău că asta? E bine, este fantastic. Noi ne doream chestia asta. Deci e clar că oamenii ăștia nu v-au prins în perioada aia. Nu erau născuți, de nu că nu v-au prins. De-aia spuneau că nu mă cunosc pe mine la modul ăla. Băi, ăsta... Mai sunt care... Sigur că sunt destui care știu cine sunt și așa mai departe, dar nu... Nu cred că interesează asta în mod deosebit. Ce interesează? Piesele. Deci ei iau piesele, le ascultă, le cântă la chitară, cum parc pe nu știu unde. Serios? Sunt mulți care... E posibil să... Când eram băiat acasă, tare bine era... Îi aud cum cântă, eu trec pe lângă ei, mă uit la ei, ei nu mă bagă în seamă, nu știu cine sunt. Și mi se pare fantastic. Ție-ți place treaba asta? Da, ție-ți place treaba asta, da? Da, mi se pare cea mai tare fază. De ce să fii concentrați la mine? Ei își văd cântatul lor. Sau de ce să... Nu, dar ca și fani. Ce reprezint eu? Eu sunt un om simplu. După vorbă, după port. Sunt un tip care... Nu e chiar așa. Bă, nu, băi, chiar da. Adică, efectiv, așa mă văd. Ai o tracțiune, cum? Dar nu, dar, ok, eu nu știu ce am sau ce n-am, dar pe mine nu mă interesează. V-a furat peisajul atunci când ați auzit că sunteți pe primul loc, plecând de la cineva care, băi, nu știm dacă mai stăm sau nu de poimine încolo... L-a primit un telefon și, băi, Răducule, băi, niciodată n-am avut... Știi că se întâmplă astea. Figuri. Și să termină filmul adică atunci. Adică figurile alea grave. Poate că am avut doza noastră de aroganță, de... mai mult dintr-un soi de mimetism pe care îl preluasem, că vedeam și noi trupele de afară, că ea sunt aroganți și șmecheri și nu știu ce, și voiam și noi să fim. Să fii tu un pic așa, știi, de ce să nu fim noi un pic ca The Doors, ca nu știu ce. Dar nu era o chestie reală și față de oamenii pe care îi apreciam, față de prietenii noștri, nu cred că ne-am schimbat. Asta pot să zic că și ei mai bine, dar eu zic că, uite, dacă suntem aceeași gașcă de prieteni de 30 de ani, înseamnă că ceva a fost ok între noi și că nu s-a schimbat la modul la care să devină treaba asta deranjantă pentru ei. Au început să sune telefoanele după asta? Da, 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 da. Au început. Au început. Era altceva, vă chema lumea, vă... Că vorba ta, că era un show de televiziune, că era un concert, ne că da... Ne chemau și într-adevăr am avut succes cu piesa Pepita, dar să știi că doza noastră de nonconformism a rămas. Deci asta ne ținea cu picioarele pe pământ. Toată lumea ne zicea că vor o altă Pepita. Nu. Nu le-am dat. Atâta vreme că și după 25 de ani să cere asta înseamnă adică că... Adică Pepita e foarte bine 20. Făcută. După aia când am scos asta cu... Când eram băiat acasă, aveam o gagică grasă, iar au zis, mamă, ce mișto asta, dă-ne din nou de asta. Nu, zis, am dat ajunge două asta. Mâini, ajunge asta. Am dat două mâini, e altceva. Multă lume zice, mamă, că uite, că acum cântați mai matur, că uite ce tare e piesa Explozie Solară. Da, nu. Piesa Explozie Solară este de pe primul disc. Îmi pare rău că așa a fost situația atunci și că oamenii, promovând pas cu pas sau chestii de genul ăsta, mulți dintre ei ne mai merg mai departe să ne asculte tot materialul, au crezut că noi numai aia facem. Dar noi nu, mereu am avut chestia asta de... Am fost așa, o trupă foarte heterogenă. Adică am avut și așa, am avut și așa. M-au inspirat trupele din anii 70 care nu se cramponau de un singur stil. Adică, ok, poate că eu nu o să ajung sau nu am ajuns niciodată la nivelul ăla la care se cânta atunci. Era un context diferit care nu mai poate fi replicat în momentul de față. Dar treaba asta am preluat-o. Și multă lume se miră când aude o anumită piesă de la noi. Bă, ăștia chiar sunt Boschito, că noi credeam că cântă altfel. Măi, noi așa am fost de la început. Am avut genul ăsta de diversitate pe discuri,
puteai să asculți o piesă rock de la noi, puteai să asculți o piesă latină, puteai să asculți o baladă balcanică. De ce trebuie să mă opresc la ceva și să mă șablonez, să mă autoșablonez așa? Și atunci, evident, că lumea n-a știut în ce pătrățică să ne bage. Și ăsta este un avantaj pe termen lung, pentru că, practic, din pizza asta, încet, încet îți creionezi un stil, dacă știi cum să o faci totuși artistic și să nu dai în chici, atunci e ok să creionezi un stil. Pe de altă parte, te încurcă puțin, pentru că dacă era un festival de muzică latină, pe noi nu ne invitau, pentru că spuneau, păi voi sunteți rock. Rockeri. Dacă era un festival de rock, du-te mă, tu n-auzi cum cântă. Da, da, ăștia sunt cu latin. La. Dacă era ceva de balcanii, și ne băgau în seamă, deși noi suntem mai balcanici decât latini, dacă stai să o iei așa strict, stilistic vorbind. Știi? E, în primul, ce vrei, mă? Lasă-l în pace, da. E, și atunci ne-am trezit că noi nu intrăm pe nicăieri și asta e, trebuie să ne ținem de stilul nostru, încet, încet, până nu a venit Goran Bregovi să zică, ăștia sunt băieții mei din România. Să serios, da? Cântăm împreună, să deschidem asta, știu, așa. Da, da. Și atunci toți au zis, stai că ăștia sunt și balcanici. Până nu pătruns pentru prima dată să, uite, de exemplu, foarte multă lume a avut o reticență că am început noi să fim difuzați pe Rock FM. Păi, eu am ascultat foarte mult rock și afară și există KLOS în California și așa mai departe. Dacă aveți impresia că ei nu dau Santana, că ei nu dau o grămadă de artiști care au rădăcini latino, vă înșelați. Adică nu mai... Hai să nu mai judecăm atât de... Cum să spun eu? Amatoricește din punctul ăsta de vedere. Hai să recunoaștem că e o lume frumoasă, diversă, că este foarte ok să-ți placă ceva sau să nu-ți placă ceva, dar mai ales aici, în România, am observat de foarte mult chestia asta, de foarte multe ori chestia asta, băi, ne dăm foarte des cu părerea despre lucruri pe care nu le cunoaștem. Te rog frumos, vino la un concert, ascultă-l de la un cap la altul și după aia, dacă nu-ți place, berea e din partea mea, nu e nicio problemă, este normal, se poate întâmpla să nu-ți placă trupa respectivă. Băi, dar ai fost, ai văzut, ai fost acolo în mijlocul oamenilor și ai văzut ceva. Și eu merg la multe concerte care nu-mi plac, dar merg. Băi, m-ar bate Dumnezeu să spui să fără spun, să știi despre ce e vorba. Măi, ăla îmi place sau nu-mi place fără să știu despre ce e vorba. I-am ascultat albumul să văd și eu ce cântă. Adică, măcar din respect, pentru că dacă cineva în anul 2024 din România scoate un album, deja este o performanță. Pentru că este atât de greu să mai faci lucrurile astea și stilul ăsta de rock and roll life este un lux. Este un lux. Eu nu vorbesc că ești milionar. Nu, 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 nu. Simplu fapt că tu poți să trăiești hrănind o echipă de 10 persoane, de colegi, de sunetiști, de luminiști, de, nu știu, tot ceea ce înseamnă. E mult zis hrănind, că poate că ei mai fac una alta și pe lângă, dar totuși, din munca ta ei au o mare sursă de venit. Oricine reușește să facă chestia asta, pe orice stil, are respectul meu, pentru că este foarte dificil. Este foarte dificil fără promovare ca lumea, fără o infrastructură ca lumea de concert. Noi și dacă avem succes foarte mare, să spunem că mă duc într-un oraș, alege tu un oraș acum, zil. Alexandria. Dacă mă duc în Alexandria și am 5.000 de fani care vor să plătească bilet, eu nu am unde să mă duc, pentru că da, nu am venue. Da. Nu am venue. Păi așa pe hârtie nici nu trebuie să te duci în Alexandria, că ai doar sala Palatului ei și Polivalenta, dacă vorbim de închis. Nu, 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 găsim. Păi unde mai găsești? Găsim. Nu, în București, zic. În București. În afară de sala Palatului și Polivalenta, unde? Bun,
găsești, mai e o berărie, mai e un Hard Rock Cafe, mai e un Quantic, mai e un... Da. Mai nu, dacă sunt, vrei mai găsim. Mult, dacă vrei mai mult, de 3-4.000. Dacă vrei mai mult, n-avem. La 3-4.000 te-ai blocat. Nu avem. Între 4.000 și 55.000, adică Stadionul Național, n-avem nimic. Nimic. Pentru niciun eveniment, nu-i vorba de Boschito, sigur. De cântat sau ceva. Vin... Sunt probleme, nu avem venue, nu avem asta. Tu muncești toată viața să ai succes și când ai succes nu ai unde să-i bagi, nu ai unde să te duci. Primul concert ți-l amintești? Hai să zicem primul concert primul așa mai măricel, da. Da. Ți-au tremurat gladiolele? Da. Și spun și de ce, pentru că ne-au chemat, nici nu aveam piesele înregistrate, ne-au chemat de la casă de discuri să mergem să cântăm pe Cheoche. La baza Cheoche, jos. Acolo. După carul, imediat dreapta. Unde se făcea mare sindrofie de vreo 3 zile, numai cu trupe cunoscute și așa mai departe și ne-au băgat pe noi, nu ne știa nimeni. Mamă, dar cântai acolo, erai șmecher la baza Cheoche. Eram șmecher, păi dacă n-am cântat prima piesă și au început să arunce cu iarbă și cu dălea în noi, de nu știam cum ne cheamă și atunci m-am uitat la colegi, direct am scăpat un aia mea. Ce aia mea căutăm aici, ce facem? Și am zis, bă, trebuie să o dau. Bă, dacă n-am început să dau din mine, să mă sui pe schele, să... Nu mai știam să le atrag atenția când am primit bis. Hop. La sfârșitul concertului. Deci dacă mai câștigă Real Madrid, un Champions League și nu sunt atât de fericit. Aoleu, apropo de Real Madrid, că mi te-a părât cineva. A. Ești bolnav cu ei? Băi, nu sunt bolnav, este normal. Jumătate din România e Barcelona, jumătate Real Madrid. Adică ai văzut că s-a ajuns în momentul în care una dintre echipe pierde, spune, am pierdut aseară, mă. Noi, România, am pierdut, știi? Da. Ai văzut, mă, Barcelona aseară că am pierdut? Eu nu mă consider bolnav, consider că este normal să-ți placă cea mai bună echipă din toate timpurile. Alo! Da. Iată, oamenii din sală, publicul, cum cataloghează... Scuză-mă, cifrele nu mint. Da. Dar... pot să fac o paranteză și să spun că totuși sunt fan de foarte mult timp, adică în momentul în care am început să îndrăgesc Real Madrid la începutul anilor 90, Real Madrid nu mai câștigase Champions League de vreo 30 de ani. Deci nu am devenit fan acum fost în la perioada apelul, asta de la glorie. Vocalcilor. Am suferit destul de mult timp până am început să câștigăm din nou. Am suferit. Am să câștigăm din nou. Iată ceea ce spunea. Deci ai prins Tenerife 91-92, meci când se termina campionatul, ultima etapă și pierderea Real Madrid. Nu eram atât de conștient atunci. Aveam doar 10-11 ani în 91-92. Dar și nu se dădea campionatul Spaniei. Da. Deci noi prindeam la rubrica de sport niște secvențe. Eu de fapt așa am fost cu Realul. Mie de fapt când se mai dădea Champions League sau Cupa Campionilor cum era atunci, mă uitam la tot felul de echipe. La un moment dat îmi plăcea chiar și Barcelona. Am zis, adică ce cum, fain. Adică cum chiar și Barcelona? Chiar, ce vrei chiar să și dea, chiar și... Ce înseamnă chiar ăsta? Măi, jucau frumos și întotdeauna am apreciat Barcelona pentru că noi avem nevoie de rivalul ăsta ca să fim buni, știi? Când se duce Barcelona în jos, mie nu-mi place. Mi se pare că ne trage și pe noi în jos. Ca acum. Dar, în fine... Nu aveam o echipă preferată și vedeam secvență la televizor cu campionatul Spaniei și cu echipa asta în alb care juca fotbal de pe altă planetă cu acest Hugo Sanchez, atacantul mexican de atunci, care de fiecare dată când marca făcea un flick-flack așa și mi-a furat ochii ca și copil și am început să întreb, bă, cine sunt ăștia? Și bunică-miu mi-a spus... Băi, ăștia-s Real Madrid, mă, nu știi tu de astea, în anii 60, când eram eu, mi-a zis de Pușca și de Di Stefano, Paco Gento, Di Stefano și așa mai departe. Deci bunică-mi știa de Real Madrid și așa mai departe și am zis, bă, știi ceva, ia să țin eu cu Real Madrid. Am prins un match două, am văzut pe Butragueño, am văzut cum joacă, era... A, deci tu ai prins altceva. Și la Quinta del Buitre. Da, am prins. Nu știu dacă era toat, nu știu dacă nu se retrăsese Martin Vázquez. Dar am prins, Butragueño era, Michel era, am prins perioada aia. Și cu Pedraza sau cu cine mai erau ei, al cincile? Nu mai știu, da, bine, el Pedraza, istoric, da, dar sau... nu știu dacă l-am prins eu, nu mai știu. Noi nu prea. Da, pe Hugo puțin. L-am prins și am prins mondialul din Mexic cu Butragueño. Și în 90, și la Italia era, da, era Butragueño. Încă Butragueño și, na. Ai și prins, de atunci am zis. Ai prins cu Paco Buio în poartă? Da, 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 da. Cendo. Cendo, da. Michel în centru.
După aia a venit Iero. Păi am prins, deci când l-am prins pe Hagi, practic. Da, păi da, atunci, ei erau. Când a fost Hagi în 90-92, atunci am început să-i deci urmăresc. Ești bătrân, ai 30 și mult de ani cu ei. Da. Doar cu ei, adică da. Doar cu Real Madrid. Nu ești după din aia asta când cu... au câștigat în 98, deja eram... Mi-amintesc când l-am văzut pe Raul prima dată, adică mi-amintesc. Da. Predrag, ce tare. Eu am adresa de mail cu el. Da? Mijatovici 1969. Deci, a, bun. Topit deci, după băiatul. S-a terminat. Ok. Poză cu gheata lui când cu golul. Da, din 98. 98 da. Și așa mai departe. După aia e perioada modernă. De ca, s-au îndrăgostit toți, știi? Adică n-au început cu Pavones și Galacticos. Da. Așa mai departe. Deja, gata. Pe deja... noi ăștia care îi urmăream de mult începea să ne cam enerveze chestia asta. Da. Că dădeau mulți l-ai bani. L-ai prins pe Raul ca lumea de la început? Da, de la început. Da, de la început. Până când s-a retras. De când, da. De când a început să... Și crearea unei formații uriașe. Da. Mă rog. Chiar... am fost inspirat. Este o echipă care mi-a adus foarte multe satisfacții în acești 30 de ani în care îi urmăresc. Da. Puteam să țin cu Liverpool, care a câștigat un campionat acum 2 ani după 100 de ani, știi? Adică, na. Da, și da, asta scuze, e. Real Madrid când joacă prost, joacă bine, știi? Sau când joacă prost, are rezultate. I-am prins și, i-am prins și jucăm. La ultima oară când am prins un El Clasico pe stadion, ne-au spart Barcelona. 5-0 da, sau 4-0. Nu știu cât a 5-0, da. Acolo n-avea ce ai prins și după aia și Ronaldo și Benzema și așa mai departe. Adică păi niște... erau atunci Ronaldo și Benzema, dar tot ne-au bătut de ne-au sărit apa păi din cap. Că pare să că se întoarce Benzema acum. Mai oricum vedem. Acolo... Mai vedem. Da, dar să nu deturnăm discuția. Da, exact, ca bătrânia. De la ce am plecat... Că pentru noi, dacă suntem fani amândoi, e foarte simplu să ne ducem. Da, să stăm până dimineață. Închideți camerele. Plecarea în America, în state, cum a survenit? Băi, am tot spus chestia asta și nici nu știu cât să mai zic. Deja toată plecarea mea în America s-a întâmplat cu atât de mult timp în spate încât... Ți se pare că chestii, era curcubeu al negru. Altă viață, știi. Dar în principiu... Ca să ajungem la rădăcina pătrată a problemei, întotdeauna m-am considerat un tip artistic și cea mai mare preocupare pentru mine a fost să nu mă blazez și să nu mă văd eu ca pe un expirat. Și atunci eu, nu alții. Și atunci, în momentul în care am simțit că atingem un platou, în România, prin anul 2004-2005, deja nu prea mai aveam ce să mai facem mai mult. Succes era, cântam mult, dar cântam în aceleași locuri. Pe vremea aia nu prea se cânta pe bilete. Zilele orașului erau sursa principală de venit pentru artiștii români. Era la liber tot. Adică veneai, cântai, dar cântai... Și mi se părea totul foarte volatil, așa, adică depindeai mereu de telefonul primarului, să zic. Da, sau câteodată te suna chiar el. Da. Și totul era așa în aer. Când trăgeam în același studio, făceam aceleași lucruri, mergeam la aceleași emisiuni, adică dacă mă puneai să-ți spun care e programul pe 2006, puteam să-ți-l spun... Pe tot anul. Pe tot anul din 2005, știi? Da, în America tu aveai pe cineva sau nu, cum? Pe nimeni. Te-ai dus pe nebunie direct, adică pe risc? Da, totalmente. Asumându-ne, noi am plecat toți, mă rog, nu toți, Vodoi au rămas acasă că au zis că nu vor să încerce chestia asta nici cum. Noi vorbeam de ani de zile despre chestia asta. Și tot vorbind, că facem, că drăgem, că suntem haiducii pământului, că suntem gașca lui, știi, Wu-Tang Clan, că suntem cei 18 mușchetari. Până la urmă, când a fost vorba de plecat efectiv, s-au mai subțiat orgoliile și declarațiile. Și ce te-ai gândit că o să faci acolo? M-am adică gândit că o să fac orice, dar să-mi văd și eu, să văd cum e cu muzica, pe bune. Ce era aici era... Era un haos. Era un haos, dar pe de altă parte încercam și noi să facem ca aia afară. Dar cum vrei să faci ca aia afară dacă tu nu știi cum e? Și... Na, odată cu blazarea asta, da, adică te gândeai, e bine atunci se câștiga puțin pe concert și ca să poți să-ți permiți să trăiești
cât de cât decent, trebuia să faci foarte multe concerte. Ca să faci foarte multe concerte, trebuia să fii foarte relevant. Concurența era mare, toată lumea era la televizor. Remember? Atomic și toate. Ca să poți să faci față la concurența asta, trebuia să ai un hit două pe an. Dacă aveai un an fără hit, deja era o problemă. Da, se din simțea, care să trăiești. Se simțea imediat. Pentru că primarul suna și chema top 5. Se uita la topuri și chema top 5. La zilele este orașului. Exact. Era și interesul lui, era 5. Normal într-un fel. Și acum tu făceai un pic de matematică, că nu trebuie să fii Einstein să-ți dai seama. Zic, bă, cam cât poți să o țin așa? Două hituri pe an? Păi nici Michael Jackson nu faci cât? Michael Jackson face două hituri pe an cât? 10 ani. Ăla, el. Eu... Cât s-o duc așa? Cât s-o duc așa? Cum pot să fac chestia asta? Și cum pot să mai cresc? Adică, atenție, când dacă vrei să fii artist, întotdeauna trebuie să ai un pic de... să ți se rupă un pic de... să ai și faza asta de mi se rupism în ceea ce privește opinia publică. Adică nu poți să fii artist dacă tot timpul ești cu urechea ciulită la ce zic ceilalți. Trebuie să mai faci ce vrei tu. Îți trebuie o doză de egocentrism necesară pentru soliștii de muzică. Dar nici acolo nu alergau câinii cu covrigi în coadă, nu? Sau alergau? Ați ajuns acolo? Nu e vorba de câini cu covrigi în coadă. Ai zis, bă, ok, dacă o ții așa nu știu câți ani, după aia, în momentul în care nu mai aveai succesul ăla ca muzician, opțiunile erau simple. Prezentator TV, modelator de nu știu ce, lucrai în mass media printr-un trust. Foarte frumos, dar nu eu. Și atunci era clar că trebuia să ne reinventăm, să facem ceva important. Inițial am zis că probabil că ne va fi ușor, că suntem foarte buni și așa mai departe. Problema e că în momentul în care am ajuns acolo, deși ne asumasem sărăcia, adică știam că o să ni se termine banii pe care îi strânsesem noi cu greu în România, acolo nu însemnau mare lucru. Foarte mare disparitate între nivelul de trai de acolo și nivelul de trai de aici. Și chiar dacă gândește-te că atunci cu 50 de dolari puteai să stai în Dristor, într-o garsonieră pe lună, cu 50 de dolari în America nu-ți cumpărai nicio friptură la restaurant de vită. Și na, de aici vă dați seama, mergeți mai departe, cam cât te țin pe tine, nu știu, câteva mii cu care plecasem noi atunci. Proiectul Boschito a murit în perioada asta? Nu a murit, adică... Ce s-a petrecut? Artistic vorbind, da, pentru că ne-am dat seama că nu putem să venim cu chestia asta în America. Dar noi, ca și trupă, eu am ținut foarte mult să fim împreună atunci. Și am plecat împreună, în afară de cei doi care au decis să rămână, am plecat 4 inși, eram suficienți cât să facem treabă. Acolo, iară, s-a mai rupt lanțul de iubire o tură. Doi dintre ei au vrut să se întoarcă. Doi dintre noi am rămas. Și în momentul ăla, da, pot să spun că a murit. Și ai fondat și acolo o formație? Adică ai... Am fondat Madam Hooligan. A fost o poveste foarte frumoasă, foarte mișto. Pot să fac 3 romane după ce am trăit atunci și cum a fost cu trupa respectivă. Dar pe scurt, fără să am varianta asta romanțată, a fost școala mea și cea mai bună școală posibilă pentru a reuși să fac ceea ce fac acum. Deci tot multe lucruri pe care le fac acum, inclusiv știința de a lua brandul Boschito și de a transforma formația dintr-o formație de mainstream într-o formație underground, dintr-o formație care cumva se adresa la toată lumea, într-o formație care nu mai e pentru toată lumea, care este pentru o nișă. De ce faci lucrul ăsta? Pentru că acolo am învățat că dacă vrei să ai o carieră de durată, trebuie să ai un public foarte dedicat, care să rămână cu tine, inclusiv când nu mai ești la modă, inclusiv când nu mai ești difuzat, inclusiv că orice se întâmplă, tu să știi că poți să pui o pâine pe masă și că ai un turneu în care poți să te duci să-ți faci meseria. Nu știu
Nu știu câte formații din România reușesc treaba asta. Nici nu e treaba mea să le număr, dar din ce am văzut eu, sunt foarte puține care reușesc să aibă un fanbase, să vândă bilete oriunde merg, să aibă un număr suficient de concerte ca să poată să susțină business-ul ăsta. Practic, business-ul nostru a devenit concertul live. Noi nu avem business-ul pe social media, nu avem foarte mulți followeri, nici nu ne interesează. Pe mine mă interesează oamenii în sală. Degeaba am 20 de milioane de view-uri dacă am 60 de plătitori de bilete. Adică nu văd... Am înțeles că dacă vrei să vinzi șampon sau dacă vrei să vinzi croissant sau dacă vrei să faci product placement în micile vloguri pe care le faci sau filmulețe pe TikTok sau astea, este un business foarte lucrativ pentru cei care îl fac. Dar din păcate nu are nicio legătură cu muzica. Și acum să mă iertați, dar n-am studiat 20 de ani și am făcut nu știu câte continente și am dormit sub pod în America să învăț ceva ca să vin aici să vând șampon. Mă scuzați, dar eu nu fac chestia asta. Dar chiar ai dormit sub pod? Da. Am dormit sub pod, am dormit în mașină. Și nu pentru că n-aveam unde să stau, ci pentru că mă interesa ceva. De exemplu, am dormit în mașină în momentul în care eu și cu colegul meu de la Tobo ne-am hotărât să mergem și să stăm în fața casei unui producător pe care îl stimam și pe aia, cu care voiam să vorbim, și am spus că nu ne mișcăm de acolo până nu vorbim cu el. Și? Și am vorbit. Păi dar nu există. În momentul în care spui ceva în cap, nu reușești altfel. V-a fost greu acolo? Greu? Da, a fost. A fost și frumos, câteodată lucrurile ne-au ieșit mai ușor decât am așteptat, dar problema principală nu a fost muzica sau, cum să spun eu, dificultățile, nu a fost reprezentate de dificultățile pe care le-am avut din punct de vedere profesional. Au fost pur și simplu birocratic. Au început cu astea, cu actele, cu nu știu ce, stai că n-ai avut viza cu un an, stai că nu știu ce, ba nu, uite eu aici viza. Dar cu cine te duci tu să vorbești acolo? Acolo nu se poate, n-ai cu cine să vorbești, nu te duci la un ghișeu. Acolo totul se rezolvă în instanță. Iar când sunt probleme de genul ăsta de immigration, timpii de așteptare sunt enormi. Dacă eu am o problemă pe care pot să o rezolv în 2 secunde arătându-ți o hârtie că ai greșit tu, trebuie să aștept 8 luni ca să-mi vină rândul în instanță. Atât de mulți erau. Și 8 luni m-au așteptat și colegii de formație și casa de discuri cu turneul amânat, cu sculele în microbuz ca să plecăm odată. Da. Dar din păcate n-a durat 8 luni. A durat 2 ani jumate pentru că veneau avocații din partea de prosecution, cum se spunea acolo. Da. Și se uitau așa într-un cărucior din ăla de la Mega Image, plin cu dosare și făceau: a, ne pare rău, azi cred că nu am adus dosarul domnului Almășan. Și judecătorul spunea: ok, atunci ne vedem la următoarea înfățișare. Pac, încă 8 luni. Peste 8 luni. După 2 ani și ceva... Ai rezistat, ca să zicem așa? Băi, am rezistat până la final, că am rezistat eroic până la final, până s-a terminat și până mi-am obținut drepturile înapoi, pentru că nu am vrut sub nicio formă să vin aici cu coada între picioare și să știu eu că aveam dreptate și că am fost nedreptățit la modul ăsta. Și cât ai stat cu totul? Păi, fără să vin deloc acasă, am stat 5 ani și după aia back and forth așa am mai fost vreo 2 ani, deci cu totul vreo 7 ani. Dar din momentul ăla s-a cam dus treaba, adică am pierdut și contractul, am pierdut turneul, am pierdut formația, pur și simplu... Și cum ți-a părut? Ți-a părut bine? Ți-a părut rău? Ți-a părut rău că ai pierdut astea devastat. Toate? Ți-a părut bine că te-ai întors acasă? Care am era sentimentul? Devastat. Da? Am fost absolut devastat de tot ce mi s-a întâmplat. Păi și practic, de ce n-ai mai rămas? Nu se mai putea? Păi nu mai aveam de ce. Da, nu mai aveam de ce, nu mai aveam formație, nu mai aveam nimic. Nu mai aveam formație, că o lăsase și acolo, că nu... Dar era nu mai aveam, adică... Dar ea era formată și... numai din români acolo sau și din americani? Nu, eram 2 și 2. Și când ai plecat? Păi între timp colegul meu de la Tobe, care era din Republica Moldova, se întorsese acasă pentru că el avea familie, copii, și când a văzut că se prelungește treaba cumva din cauza
procesului respectiv, a zis bă, mă duc, mai vin, dar nu știu dacă mai vin. Până la urmă l-am înțeles, adică și eu în locul lui aș fi făcut la fel. Iar americanii mi-au zis, bă, am stat, dar na. Bun. Nu mai stăm. Și când te-ai întors aici, ce ai găsit? Ai găsit un boschito plin de praf? În primul rând trebuia să mă întorc pentru că nu mai știu cum se cheamă. Mă rog, cu hârtiile pe care le-am obținut de atunci de la judecător, trebuia să vin în țară, să mă duc la ei la ambasadă și să reintru în status, se spunea. Da, și n-ai mai vrut. Și m-am dus să fac chestia asta, de-aia am venit inițial. Boschito pentru mine era, nu avea nicio importanță în momentul ăla, era, nu era pe lista preocupărilor. Și sincer, eram atât de bătut de soartă și de deprimat, pentru că eram foarte aproape acolo să obțin lucru pentru care m-am dus și când l-am văzut și n-am putut, să-l prind, a fost foarte dezamăgitor. Deci ce trebuia să-ți dea, cetățenie sau ce? Trebuia să-mi dea green card-ul și efectiv s-a oprit tot procesul pentru că ei au considerat că eu am stat ilegal un an. Că nu am avut documente un an de zile. Lucru care era total fals și era foarte simplu de demonstrat că acolo, când ai viză, mai ales că aveam viză de lucru, era viză pe grup, există clar serie și tot e foarte simplu de demonstrat că nu e, dar atât de mult s-a tărăgânat și atât de dezamăgit am fost de tot sistemul, încât n-ai cum, adică încă aveam 20 ceva de ani, mă apropiam de 30, dar nu mai aveam energie să mai fac asta de la capăt încă o dată, adică resursele pe care le consumasem fizic, psihic, tot au fost imense în perioada în care am încercat să, chiar aș putea să scriu o carte, adică din păcate într-o discuție de genul ăsta nu pot decât să zgârii suprafața problemei. Da, în 7 ani de zile să ți se întâmple zi de zi câte ceva, este foarte intens. Ai suferit acolo? Adică sigur că te durea treaba asta? Sigur că da, adică a fost deci așa. Nu era America aia pe care știi, o știm noi, că te duci acolo. Din păcate n-am avut nicio legătură și pe la sfârșitul anilor 2000 am prins și criza aia de 2007, 2008, 2009, pe acolo. Era foarte complicat și deși nu toată lumea, băi, chiar toată lumea a încercat să mă ajute. Deci oamenii de acolo sunt senzaționali. Vorbim despre americani? Vorbim despre americanii. Americani. Jet by jet. Americanul simplu de pe stradă, un suflet imens, un popor cu un suflet imens, un popor cum aș vrea să fim și noi cândva. Serios? Da, că da. Despre ei se spun că bă, nu prea, că... Se spune o prostie. Se spune o prostie dacă îi cunoști cu adevărat și dacă mergi în zone, nu în zonele astea foarte posh cu LA și New York, du-te în America adevărată să vezi că oamenii sunt chiar super. Nu există un american să te lase baltă sau să-ți spună că face ceva și să nu se întâmple. Nu. Tot respectul. Foarte săritori, foarte mișto. De-aia am și reușit să facem atât de multe lucruri, pentru că oamenii s-au conectat la ce făceam noi, au fost mișcați și de povestea noastră și de faptul că au văzut că suntem serioși în ceea ce facem. A fost foarte mișto. Dar sistemul respectiv, sistemul lor social, în primul rând este o problemă pentru ei înșiși. Adică este un sistem opresiv. Da, da, da. La adresa lor. Ei n-au până nicio să ajungă problemă la... cu Radu Almășan din România. Exact. Așa, o victimă colaterală, o nimic. Știi? Da. Dar ei nu știu cât de rău o duc. Noi care am crescut puțin, am mai dat cu nasul de comunist și de hey rupul ăla anilor 90, când era pe aici Eldorado. Haiducia maximă. Fără TVA. Am avut așa niște recrudescențe de... Am văzut așa puțin, am mirosit nasolia care da, vine. Da. Iar acum nu pot decât să fiu foarte bucuros că nu sunt acolo. Te-ai întors alt om? Adică schimbat total? 100%. Nu total. De la ce față total? Cel puțin te apucasești de mec sau de ce te apucasești? De cartofi prăjiți? Că știu că atunci când te-ai întors boschito, schimbat și așa mai departe, mai gras, mai nu știu cum dădea cancanul sau... Bă, pe mine nu mă interesează chestiile astea. Adică eu știu... Dar tu n-ai fost niciodată grăsuț până să pleci, știi?
Nu? Ba da, da. De ce nu? Am avut chestia asta, numai că una e la 19 ani, una e când e asta, când ajungi la 30. Cancanurile sunt foarte simple. Deci eu îi cunosc și mă cunosc. Și știu foarte bine ce se întâmplă și cum se întâmplă. Și faptul că pe ei deranjează că eu nu plătesc pentru campaniile lor mizerabile și că efectiv ei din asta trăiesc și atunci își fac așa un titlu de glorie în a da în cei care nu plătesc. Da. Atunci eu știu și care sunt tarifele și care e toată treaba, știi? Nu-i puteam de, să fiu că... slab, că după aia ziceau că sunt știrb sau că n-am păr în cap vopsit, sau că nu știu ce, știi? Da. Adică pur și simplu și de fiecare dată când mă mai sunau să mai îmi facă câte o propunere de... Okeiță mică, așa, ok. Nu, o propunere de reconciliere, să facem o imagine așa. Adică băieții care erau cu mine în mașină, pentru ei era foarte mare distracție să vadă ce le răspund eu. Da. În momentul ăla. Adică voi să n-aveți impresia că lucrurile astea sunt organice. Lucrurile astea se întâmplă pentru bani. În momentul în care ai o campanie bună și apari în toate ziarele, fii sigur că persoana respectivă sau PR-ul plătește pentru asta. Și în momentul în care ești o persoană de care lumea este interesată, dar care nu are un deal cu ei, încep să te zgândere periodic ca tu la un moment dat să cedezi mental și să zici: băi, hai totuși să fac cu ăștia, că uite-mă tot scarmănă și așa mai departe. Să nu mă mai toace. Adică, în general, se știe și în România și peste tot, să te legi de aparența fizică a unui om este o chestie de foarte prost gust și... Și e ușor de făcut, pentru că e vizibilă, știi? Adică nu stai să cauți mult, îl vezi. Știi care e chestia? Nu cred că există un om de care să nu te poți lega deloc. Da, să fie... Știi? Și există campanii de presă împotriva unor oameni care poate fizic arată perfect, dar și așa îi scot, drogați, alcoolici. Da. Deci asta nu face parte din lista preocupărilor mele. Eu știu cât muncesc ca să știu ce probleme am, știu, de-aia sunt un om și eu, cum îți spuneam la început, dacă îți place de mine, bine, dacă nu am nicio problemă, eu nu trebuie să mă justific în fața nimănui dacă arăt cum arăt sau ce fac sau că am barba sau că sunt mai gras decât eram la 19 ani. Pur și simplu este fix treaba mea. Ai mai avut forță să reiei proiectul sau erai dărâmat? Sau ce cum proiect? Erai? Boschito. Adică nu să-l reiei. Să începi cu forțe. La început nu mai aveam forță. Ce dar... te gândeai să faci? Nu știu. Bun, te-ai întors? Nu știu, n-am avut un plan. M-am întors, am zis că stau câteva luni să-mi adun creierii. Bun. Ți-ai adunat? Da, trebuia să faci ceva. Nu prea mi-am adunat eu. Trebuie să spun că ajutorul pe care l-am primit și marele impuls energetic așa a venit din partea oamenilor. Nu m-am așteptat la chestia asta. M-au primit foarte bine înapoi și mi-au dat semne foarte clare că își doresc să mai existe Boschito și dragostea lor m-a făcut pe mine să iau în calcul revenirea formației într-un fel sau altul. Pur și simplu nu-mi imaginam într-o 100 de ani că încă mai suntem atât de populari, că piesele sunt încă cerute și am luat-o așa încetul cu încetul. Am făcut un concert azi, o emisiune mâine. A început mașinăria să vedem să ce se ungă. Să vedem ce se întâmplă. Da. Cert este că după... Uite, sunt aproape 14 ani de când m-am întors. Deci de-aia îmi vine greu să vorbesc despre America, pentru că e altă viață pentru mine. Ai mai fost de atunci? Da, am mai fost, dar nu profesional. Și după 14 ani, în sfârșit am ajuns unde mi-aș fi dorit să ajung atunci când aveam 19 și când am început chestia asta. Să am concerte pe bilete, să vină oamenii pentru vocea mea și pentru piesele mele. Pe mine mă enerva foarte tare când eram la început și o parte a publicului veneau să mă vadă pentru că le plăceau cum arăt, de exemplu. Da, nu te interesa asta. Păi nu că nu mă interesa, voi dar ei nu erau atenți la muzică. Voi ai muzica, da. Nu erau atenți la muzică, tot mereu era despre mine.
Poate de asta am dezvoltat reacția asta de a mă băga, de mă auto băga într-un cont de umbră și să zic, bă, nu eu sunt important. Ține muzica în față. Și atunci, pentru că la început nu erau atenți la chestia asta, efectiv. Ăla drăguțel de la moschitul ăla care arată nu știu cum. Deci, și atenție, muzica... nu mă interesa nici când arătam după părerea lor bine și nu mă interesează nici când arătam, nu m-a interesat nici când arătam după părerea lor rău. Nu mă interesează, punct. Corect. N-ai venit cu mâna goală, ai venit și cu niște pozuțe. Dar trebuie să ni le explici un picuț. Ok. Ăsta este ceea despre cel de care spuneai, nu? Că cu domnițele... Da. Ăsta este de anul trecut? Nu, e de... Sau de unde? Să fie vreo 10 ani, cred că și mai mult. Eu nu știu ce poze sunt, pentru că le-a trimis managerul. Păi, tocmai. Adică a venit el cu mâna... Cu mâna lui plină. Cred că aici eram la Patria, când se făceau concerte înainte. Uleu, da, chiar, că se vede că e ecran de cinema. Și având în vedere vizualul respectiv, cred că interpretam melodia Puiule de om. Una dintre piesele scrise după revenirea noastră și una dintre piesele care au rămas, știi? E o piesă importantă pentru cei care au copii, știi? Așa un fel de... Da, de suflet. De confesiune față de copilul Se vede că e mai veche pentru că încă nu a apăruseră cei care să filmeze în primul rând și să se vadă aici o perdea de telefoane mobile. Sunt două ăia mai bogați. Aia mai bogați aveau telefoanele, știi, probabil cu care filmau. Să fie așa un 2013. Da, acum erau toți așa, se vedeau 12. Numai așa. Da, hai să mai vedem. Ok. Da, nu știu ce e de zis. Asta este de la un alt concert, tot așa cu... Cred că este primul concert în care l-am avut coleg pe Hilberto la percuție. Uh-huh. Hilberto de atunci a rămas cu noi, este colegul nostru și Dorin Ciprian, pe vremea aia cântam cu un basist pe care îl chema Austin, între timp îl avem pe burete. Este cam singura noastră schimbare de componență în ultimii 15 ani. Hai să mai vedem încă una. Aude-l pe Ciprian cu pletele în vânt și cu nervii la pământ. La fel și Dorin. Sunt cu, practic, imagini din concert. Nu știu ce prea aș putea spune despre ele. Să ne uităm așa, am zis. Asta este de la Arenele Romane. Da, arenele sunt bune, dar când e cald afară, nu? Sau nu, sau le faci la cort încălzit. Noi am făcut chiar în ianuarie Arenele Romane la cort. Bine, arenele sunt făcute pe la 1906, au vreo 100 și vreo 20 de ani. Da, bine, nu le-am făcut noi. Nu le-am... Da, nu, dar vreau să zic, știi exact despre ce vorbeam noi, că în București, într-un oraș de 4 milioane de locuitori... Suntem 4 deja? Păi ei tot zic 2.5, dar militar rezidențul s-a dus până la centură. Aici tot la Arenele Romane, da, fotografii de concert, pentru noi este... normalul. Sportivii spun că indiferent câte meciuri au în picioare sau fotbaliștii mai ales, tot au emoții. Tu mai ai emoții indiferent. Da, 100%. Că ei spun, domnule, dacă n-ai emoții, ești robot. Indiferent că ai 400 de meciuri. Așa e și la voi, la artiști, la fel este. Deci, da, nu știu dacă cei care nu au emoții sunt roboți sau nu, dar eu am emoții. Adică pentru mine e fenomenul ăsta de track există. Cu cine ai vrea să cânti? Știi întrebările alea de oracol. Nu calci pe o furnică, nouă mori, să ne dăm seama că era regina furnicilor și ea îți dă o aripioară și spune, Radu, când vei avea nevoie la Canhara Palb, suflă în ea și cu tare. Și ai, o să-ți alegi o formație, vorbesc serios, sau un solist, sau... de unde vrei. Sau uite, dacă vrei poți să spui și din România și din... Adică să-ți dorești să spui, domnule, uite, Everestul meu ar fi să pot cânta alături de... N-ai? Nu. Nu, întreb serios. Întreb. Nu am. Everestul meu e să cânt alături de colegii mei și nu sunt protocolar când zic chestia asta, ci cumva e un defect de-al meu.
În sensul în care când încerc să colaborez cu cineva care, cu care nu sunt obișnuit, am tendința să fiu destul de inflexibil. Deci și nici în România, nici afară, dacă vorbim despre... Și nu știu, de foarte mult timp am luat decizia să nu colaborez cu nimeni. Mie singura chestie în care îmi place cum sună și e exact pe sufletul meu este bandul Boschito. Și în momentul în care încerc să fac altceva, simt că în loc să fie bine, e mai rău. Adică nu vorbesc de momentele în care sunt solo. Acolo sunt eu cu mine, cum e... Cum e, aia e, cum sunt, așa nici vreo sunt. Voce feminină, nimic, nu? Adică să spun așa, să colaborez, nu? Am foarte mulți pe care îi admir. Uite, asta e... Mamă, cum e aici. Da. Niște băieți. Kempes, Țăndărică, Tetea, Maniciu și... Mamă, ce poză e asta? Boschetul șef acolo. Ce poză e asta? Știi că acum ta este normal, fiți că e doamna Budeanu aici la început. Da, am văzut. Știi, gluma văzut, asta. Știi, da. Iar așa, dar, cum nu îmi pasă mie de glumele astea, nu îmi pasă nici când văd dume de astea cu colegi. Până la urmă, Kempes, fără Kempes, muzica românească și-ar fi pierdut mâna dreaptă. Corect. Și nu mai vorbesc de ceilalți. Acolo. Na. Acolo, da. Sunt oameni. Va fi bunic, domnul Baniciu. 50, 60. Da, domnul Baniciu va fi 70 bunic. 70 de ani, știi? În curând. Na, nu știu, da. Cred că da, am văzut că Ana e... Azi că singura rugăminte e când se va naște copilul să nu-i spună tataie, să-i spună bunicule, știi? Țăndărică deja e bunic. Da. De două ori parcă, nu? De două ori. De două ori e bunic. Hai să vedem, da. Ia uite imagine aici. Asta este de la sala palatului de anul trecut. Știi? Practic sunt niște oameni care au reușit turneul de ceea asta, ce... Cum se cheamă? Sus? Da. Voiam să zic că ei sunt niște oameni care au reușit ceea ce vreau să fac eu. Adică să îmbătrânească pe scenă. Asta vrei? Da. Deci la dorințe acolo, dacă trecem, Boschito vrea, Radu Almășan vrea să îmbătrânească pe scenă. Păi altceva nu știe, n-are de ales. Adică să te faci, să te grizonezi la păr. Da, dacă apuc să mă grizonez, e bine. E bine. Înseamnă că să pui o poză am prins cu tine, niște ani. Da, am prins, pui o poză ani cu tine așa și o poză... Mai e un aspect pe care lumea nu prea îl înțelege așa de mult în România. Momentul în care admiri pe cineva și îl urmărești și mergi la concerte, de multe ori avem impresia că lucrul ăla se va întâmpla pentru totdeauna. De multe ori avem impresia că dacă nu mergem azi, lasă să mergem la anul, sau îi prinzi altă dată. Nu avem conștiința din pricina faptului că noi nu avem o istorie rock foarte lungă și foarte zbuciumată ca să ai clubul celor 27, știi? Da. Celor care s-au dus la 27. S-au dus la 27 de ani sau care se duc la vârste foarte tinere. Dacă trec de 27 se duc la 33, e clubul celor cu 33. Da, deci există tot felul de situații în care e posibil să nu mai fii și nu numai din cauza că mori, ci pur și simplu te ia viața și poate te duci să faci altceva. Arzi repede. Și e foarte important ca lumea să înțeleagă că în momentul în care îți place un artist, e bine să profiți de chestia asta, pentru că nu se știe cât durează. Asta este coperta celui mai recent disc al nostru, Sus. Deci ăsta turneu de promovare, turneu de promovare pentru... E încă turneu de promovare pentru că în momentul în care începusem... Ia uite, avem și da, dă-ne și dacă, da, să rămână. Puneți mâna prima. Dă-l mâncă. Da, frige? Acum l-am adus din... Am acum înțeles, da. În momentul în care... Dar cine mai scoate nene viniluri? E, uite, Boschito. Deci Boschito scoate viniluri. Îl vedeți. Da. În premier. Și eu îl văd prima oară acum. Să vă aducă succes. Ce tare. Da. Ia, stai să-l desfacem. Da. Îl doare sufletul. În... Păi asta oricum rămâne la noi. Dacă nu va... Adică, atenție, nu lucrăm cu Phoenix și cu... Adică să nu credeți că bați venit și ne uităm la ăsta. Ce e asta? Am înțeles. Cu versuri, cu tot. Cu... Op, da. Da. Și e dublu, atenție. E bun. Vinil. Turneul de promovare, că noi am vorbit la început. Turneul de promovare. E de promovare și nu e de promovare. Adică discul a fost lansat inițial în 2020, dar a venit pandemia și s-a oprit tot.
Și multă lume a zis, bă, dar dacă tot era pandemia, nu putea să faceți atunci, ce să faci? Că atunci era o teroare peste tot. O... Nici nu știai dacă se mai redeschide, dacă o să devină un cataclism planetar, dacă o să murim cu toții. Răspunsul, dar halești chestia asta online, să cânți online fără public? Nu. Deci dacă nu sunt ei în față acolo, să-i simți? Nu. Am discutat odată despre chestia asta cu Ionuț și cu băieții. Și a fost în două minute am dat răspunsul, nu se poate face chestia asta. Bun. Dacă pentru noi nu există feedback-ul ăsta direct, eu când mă uit la tine în ochii tăi și tu te uiți la mine și eu văd exact ce simți și tu vezi exact ce simt eu, dacă nu există legătura asta, atunci deci asta pentru se noi... simte pentru noi ăștia care nu urcăm pe scenă. Știi, mă gândesc pentru artiștii ăștia când se duc și zic good afternoon Bucharest și sunt 55.000 de oameni atunci. Cum nu ți se taie picioarele? Elementul care te ține împreună este aia? Muzica. Închizi ochii și cânti piesele. Păi să închizi ochii, Radu, da, când s-au dus ăia la Rio de Janeiro Rolling Stones și aveau avut un milion, dar nu se vede noi, în primul an de... În poză nu se vede capătul, sunt undeva ăia. În primul an de activitate a fost un concert aici la Piața Constituției, unde au fost foarte multe formații și headliner a fost Lou Bega. Într-adevăr nu a fost pe bilete, a fost... Da, a fost așa, zilele, liber, da, zilele. Dar ei puseseră scena cu spatele la Palatul Parlamentului și cât vedeai până la Piața Unirii era plin de oameni. Au fost atunci la știri, mi-amintesc chestia asta, atunci la știri au spus că au fost în jur de 80.000 de oameni. N-a fost ușor să cânți acolo, dar... De asta ești, asta îți dorești, nu? Ca artist. Adică nu e ușor când te urci pe scenă. După ce începi să cânți și îți vezi de treaba ta și oamenii încep să se conecteze la ce faci tu, nu te-ai mai dat jos. Da, corect. Asta e, aici e problema. Deci începem cu 14 februarie. Am zis că se mai pot găsi bilete pe iabilet.ro, da, și acolo. După care am înțeles tot așa, o păsărică așezată pe marginea vestiarului de la Sala Palladium a zis că plecați un pic și prin... O să cântăm la Londra, o să cântăm la Dublin, o să mai avem concerte afară probabil anul ăsta. Și acolo, de exemplu, oamenii cum își iau bilete? Există ceva acolo? Tot pe iabilet. Tot pe iabilet. Da, de obicei. Iabilet cam acoperă nevoile românilor și din diaspora. Acolo e mai greu de cântat pentru că oamenilor le dor de România? Nu e mai greu de cântat, e mai ușor puțin. Pentru e mai că, ușor? Păi da, pentru că ei au și elementul ăsta de nostalgie. Mi-amintesc și eu când eram în America, am fost la concert la Dumnezeu să ierte Mădălina Manole. Păi eu în România nu mă duceam niciodată la Mădălina Manole, dar când a venit ea era acolo? Așa de dor încât, chiar dacă nu eram un mare fan, chiar am fost și mi-a plăcut așa. Chiar mă bucur că am fost. Uite, acum dacă nu mergeam atunci, nu mai vedeam. Da, exact ce spuneai tu exact cu câteva. Da. Bun. Și... contează elementul ăsta de nostalgie, de dor. Anul trecut am cântat la Londra și s-a rupt sala, adică efectiv a fost așa unul dintre foarte concertele da. Legendare. Când faci 100 pe an, nu prea mai ții minte bine detalii. Dar când e unul care iese așa din tipare și are un plus de ceva, da, ții minte. Mai duceți? Adică motorașul funcționează tot ok la 100 și ceva de concerte? Nu, întreb serios. Când începem să pierdem ulei, atunci o să vedeți cu toți. Sunt 100 și cum ai zis cel mai pot fi mai multe. Cel mai important este să poți să duci cu voce. Acolo e treaba. Pentru că instrumentul e instrument, dar vocea... Adică au fost și unii dezamăgiți la Guns de anul trecut sau când a fost, când au zis, bă, nu mai e Nentu Rose ce era. Una e să te pricepe, alta e să vorbești. Bine, asta așa altă chestie. Ca și cu un chibiț. El cântă așa de vreo 15 ani, are problemele pe care le are. Să nu dai și tu un Google search să vezi ce s-a mai întâmplat cu el și să te duci la concert să te aștepți să cânte ca în 87. Adică nu știu cine e inteligent aici, știi? Da. Dă și tu un Google, vezi și tu care e treaba, știi? Mai sunt și la noi, vin și ne întreabă, bă, dar voi mai existați, ați mai scos cea?
Bă, decât să mă întreb pe mine chestia asta și să te faci de căcat. Că practic te faci de căcat. Da. Din momentul ăla eu niciodată nu o să te iau în serios. Da. Nu știu unde ne mai întâlnim, ce ne mai întâlnim, ce o să vrei tu să învinzi vreodată, ce o să-mi spui tu, da. O să mă sun să-i cânt Lufita la mulți ani sau nu știu ce. Dar în momentul ăla eu nu te mai iau în serios. Nu poți. Pentru că dacă vorbești cu cineva, dă bă și tu un Google, ai telefon. E ca și cum te-ai fi așezat aici, să te întrebi care a fost, cum a fost cariera de sportiv. Tu ți-ai, bă, oprișene, noi cântăm. Știi? Auleu, scuză, da, cam așa, adică, știi? More or less. Până la urmă, uite, și în America am avut o perioadă foarte bună de altfel în care am fost șofer de limuzină, știi? A fost modalitatea mea de a cunoaște oameni importanți din industrie și așa am reușit să îmi fac legătura ca să fac primul contract cu o casă de discuri. Ce a fost o chestie bună, strategic. Băi, când luam orice client, mă uitam cine e, de unde e, care-i treaba, dădeam un săj, nu mă costa nimic, 2 minute, ca să știu și eu cam ce, hram ce poartă, să mănâncă. Cum și zice, exact, da. E un tip mișto, nu e un tip mișto, pe ce-i cu el, pe unde lucrează, ca să știi, poți să discuți ceva sau taci din gură sau, da. Știi, te uiți puțin, știi. E, aici la fel, mă, dacă mă întâlnesc cu o persoană pe care n-am mai văzut-o de mult, uite, l-ai menționat mai devreme înainte să intrăm pe Aurelian Temișan, nu mai știu eu ce face acum, că n-am timp să mă uit, dar jur, dacă m-aș întâlni cu el, mă duc până la baie. Și Google-ești și dau un pic, Google, da. Că poate omul este foarte activ și foarte ok și din câte știu, pare. Da. E foarte activ și e foarte ok. Că nu știu eu ce face el, nu e problema lui, e problema mea. Da, corect. Dar chiar că am uitat să te întreb, americanii papă muzică? Americanii multă. Respiră muzică. Noi nu știm, indiferent ce înseamnă, de stil, noi nu știm de gen, ce înseamnă muzică în comparație cu ei. Noi nu știm asta. Noi românii suntem la început. După 35 de ani de la Revoluție. Da, pentru că noi nu știm să consumăm muzică. Noi am avut o perioadă foarte lungă în perioada comunismului când muzica noastră a fost trunchiată. A fost cenzurată, sunt generații care nu știu ce înseamnă un artist care să cânte pe bune, ceva din sufletul lui. Pentru că toate piesele erau cu soarele pe conductă și cu macarale, pace și cu macarale și cu faze de genul ăsta. Da. Și când păi nu e de râs. Nu e de râs și nu aveai ce să faci, nu este vina artiștilor. Dar după 45 de ani, în momentul în care generații întregi au crescut așa, crede-mă, nu poți să compari cu o piață care s-a bazat întotdeauna pe libertatea de expresie. Bunicii celor care sunt de vârsta mea, nu mai mici, fumau la Woodstock și ascultau Jimi Hendrix și Frank Zappa și chestii de genul ăsta. Adică oamenii au alte repere. Și nu numai în rock, în general. Și asta am spus-o și cu alte ocazii. Băi, n-am văzut american, nu am văzut care să zică, băi, eu sunt rocker. Nu există. Dar ce erau ei? Rapperi, trapperi? Nu, ei ascultă muzică, man. Ei ascultă, ei se, duc azi, da. Ei se duc azi la Slayer, mâine se duc la Kendrick Lamar. Hai, nu zine că ăla cu șapca întoarsă, ba, da? Da, man, ăla cu șapca întoarsă se duce consumă mâine la tot, Pink adică Floyd. Se uită, da? Da, da, da. De la Eminem la... Da, de ce nu? Nu știu, întreb, că la noi nu e așa, știi bine. Ce discuții erau după Revoluție și ce bătăi între depeșari și rockeri sau între... Nu știu cum e la noi, eu vă spun, știi? Cum e la ei. Am înțeles. M-ai întrebat cum e la da, ei. De aia deci și... spun cum e la ei. La ei așa e. Adică nu există chestia asta. Există îmi place sau nu îmi place. Și scuză-mă, ăsta este argumentul suprem când vine vorba de artă. Te-ai dus la Louvre și te-ai uitat la un tablou, îmi place sau nu îmi place. Nu mai contează că vine unul și îți explică că artistul era șchiop și că a pictat cu picior, în ce condiții, ce, da. Și că, băi, nu-mi place? La revedere! Nu are nicio importanță povestea din spate. Asta e așa o chestie analitică, rațională, dar din punct de vedere artistic, zero importanță. Ai ți-a dat o lacrimă? Da, așa se zice și în presă. Ți-a smuls un surâs sau ți-a dat o lacrimă? Bravo! Astea sunt alea două. E arta. Ți-a dat o lacrimă, ți-a zâmbit, ți-a amintit de ceva, ți-a ridicat pac undeva. Puțin... Da. Ce mai contează? Cine e ăla? Care unde? Ce stil? Eu ce, n-am ascultat hip-hop să mi se ridice părul pe mână? Cum să nu? Da.
Păi ce, pe mine mă interesează cine e ăla, ce face, că... Nu. Mă interesează, îmi place sau nu îmi place. Ai vreo dorință tare pe 2024? Adică îți dorești ceva? Aia cu sănătate s-a dat. N-ai, știi, da. Că e cel mai ușor de răs. Sănătos să fim, domnule. Nu știu, una. Să umpli stadionul național, să, nu știu, să... Nu în 2024. Nu în 2024. Mai avem planificat, dar mai încolo. Fii atent că asta rămâne registrată. Vă rog. Știi? Deci adică asta... o să încercăm, că suntem nebuni și noi tot timpul încercăm. Dar... Nu știu, să cântați în deschidere la habar n-am. Nimic. Mai evident că pentru noi este foarte important să avem un concert de succes la Sala Palatului. Aia e clar. Da. Dar mai ales că... obișnuiți, adică nu prea ai, nu da dai și de ce nu, să adică dai. Nu poți să o iei așa for granted, una la mână și doi la mână, la anul când facem 25, chiar vrem să venim cu ceva important. Cum se spune, vă obligă, vârsta vă obligă, știi, anii de știi, că așa spun bătrânii. Mamă, când îmi amintesc că sunt 25. Păi asta ți-am zis eu, că e un sfert de secol, oricum ai număra. Da. Păi e un sfert de secol, orice spui. Că ai mai plecat, că ai mai venit, tot 2000 începutul. Păi mai am conversații cu colegi de... cu muzicieni, cu colegi de noștri de breaslă și... Mai zic, ai văzut mă la ăla, cum cântă ăla, cum cântă ăla și câteodată dau niște exemple de niște artiști care totuși sunt vechi. Da, și zic, băi, știi ceva, nici nu mai mă interesează. Adică, dacă omul cântă de 20 și ceva de ani... și încă are un public după asta, că îmi place mie sau nu-ți place ție, a făcut ceva bine undeva. Face undeva deci bine. Aici nu vorbim de un tun pe care dai tu 3 ani, 5 ani. Aici, băi, 25 de ani. Piața asta te înghite dacă nu... Că e o piață mică. Există câteva mii de consumatori în toată țara care plătesc bilete și la concert. Și să poți să te reinventezi, suna șablon asta, știi? Băi, cu... dar omul ăla cu 25 de ani cânta probabil altceva decât cânta astăzi, altceva, nu are, știi? Cânta altceva, gândea altfel, arăta altfel, adică te uiți la Mircea sau la Țăndărică, păi trebuie să fii retardat să ai impresia că trebuie să arate la fel ca 78. Păi cum? Adică... Na. Și pe dar nu mai e Țăndărică ăla de atunci. Păi atunci era 70 ceva. Uite-i. Uite-i acolo. Tocmai și... Știi? Na, cum să cer să... Na. Știi? Ți-am zis, e o non-discuție pentru mine chestia asta, pentru că na. Și la mine, 19 versus 43, stai puțin. Atât ai crezut că ai 27. Da, mulțumesc. 28, da, mulțumim. Corect, aveam da. Cândva. Corect. Ceea ce e îmbucurător la voi, exact ceea ce spui tu, că te uiți în fața acolo în primele rânduri și vezi un copilaj de 16 ani care s-au născut, nu nici măcar că în vremurile ei, s-au născut acum... E un fenomen înainte de... nu ni le explicăm. Adică nu știu ce s-a întâmplat în ultimii câțiva ani de a mai scăzut media de vârstă. Nu știm, pentru că nici măcar nu e ca și cum am lansat ceva sau am făcut ceva. S-a schimbat stilul și a schimbat pe nu știu ce, TikTok. Să sau... Da, chiar aveți din astea? Adică avem, credeți TikTok, în astea? Da. În rețele, în... Păi da, credem și ești obligat noi, în 2024, n-ai cum să ignori. Pentru noi e important să pot să mă duc într-un mediu pe care îl controlez eu și să anunț ce am de anunțat. De-aia pentru noi e mai mult așa că anunțăm ceva, anunțăm că avem concert acolo sau după concertul respectiv punem un clip scurt de câteva minute unde vezi puțin ce ai pierdut când ai fost acolo sau revezi ce ai trăit dacă ai fost acolo. Și mi se pare foarte mișto să facem chestia asta și să avem așa o cronologie a concertelor pe care le susținem. Dar cam asta facem. Am observat de foarte mult timp că lumea nu e bine să fie confuză și că e bine să le dai ceea ce se așteaptă de la tine, în sensul în care de mult nu mai punem poze cu pisici, cu căței, cu ce facem bună dimineața acasă, la cafeluță. Bună dimineața la cafeluță, bună dimineața la șaorma. Noi punem concerte. Punem concerte, punem clipuri de concerte, punem chestii din studio, punem lucruri care au legătură directă cu piesele noastre, care de fapt sunt copilașii pe care îi scoatem. Inteligența artificială o să vă scrie versuri? Nu. Nici anul ăsta, nici în viitor. Probabil că o să continue să ne scrie prostia naturală, prefer, prostia mea naturală. Decât să fie prostie, dar să fie a mea. Da, știi? Decât să fie inteligența artificială. De ce? Pentru că aici nu are legătură cu
inteligența artificială, ci are legătură cu orice entitate care scrie și care nu ești tu. Pentru un solist vocal e foarte important să creadă foarte mult în versurile pe care le cântă, pentru că dacă nu cred eu, nu pot să te conving nici pe tine. Și e greu, n-ai. Și dacă mi le scrie altcineva, am încercat, dar nu a ieșit. Recunosc, a mea oară nu e problema nimănui, este problema mea, dar trebuie să-mi asum. Ești, dacă punem o cameră sus acolo în GoPro fără să vadă cum le compui, ești din ăla cu creionul care le șterge, cu pixul pe hârtie. Pixul pe hârtie. Le șterge, le stă, mai stă până mâine. Aici mai așa, aici o strângi, o arunci și... Nu. Nu. De obicei țin toate ideile. Am înțeles. Pentru mine peste ani este foarte distractiv când o piesă este foarte adânc înrădăcinată în ADN-ul meu, pentru că am cântat-o de 100 și 1000 de ori și după aia văd niște tâmpenii care ar fi putut să fie versurile, dar nu sunt. E destul de amuzant. Am acasă un cufăr vechi în care am... Serios? Faci bășcălie, nu? Nu. Pe bune? Și le pui acolo? Da. Deci ești ca Emil Racoviță tu? Un cufăr vechi așa în care pui... Spre rușinea mea nu știu cum făcea. Punea lucruri din astea așa, știi, ca peste ani să-și aducă aminte, să spun, uite, ăsta e busola cu care a mers. Da, da, așa. Știi? Da. Și se chinuia încercând să-și aducă aminte, exact cum spui tu, concertul 82. Păi nu mai țin minte dacă nu s-a întâmplat ceva. Da, la versuri e mai simplu, că vezi despre ce piesă era vorba. Corect. Îți dai seama. Corect. Dar, da. Ai venit cu chitara, am zis că bă, noi nu cântăm, că n-avem, nu e ca la alții, ia, pune mâna și cântă. Dar care e cea mai neconvențională melodie pe care ai cântat-o vreodată la chitară? Ți-aduce aminte sau... De la Boschito? Nu de la Boschito, în general, nu știu. Ai cântat o manea pe chitară, ai cântat Mozart, ai... Măi, chestia asta cu manelele este atât de... Nu neapărat, nu că nu sensul ăsta. Nu, explic. Știi? Dar chiar poți să cânti general... o manea la chitară? Da, pot. Foarte bine, dar nu o să o fac. Pentru că... să terminăm așa, știi cum... Iată, Boschito este manelist. Da, nu... Nu, glumim. Nu am, glumim. După cum am spus și la începutul discuției, nu am neapărat o problemă cu manelele. Înțeleg de unde vin, înțeleg ce fac, dar ele nu fac... Adică nu ne întâlnim ca energie. N-avem un numitor comun, foarte clar. Și în momentul în care, în general, dacă îmi cere cineva și chiar și din joacă să cânt o piesă care nu spune pentru mine nimic, atunci nu o fac. Poate să fie muzică clasică. Nu trebuie să fie manele, poate să fie orice. Cred că am ajuns la vârsta în care pot să spun liniștit nu. Știi? Tu ești și urechist în sensul că dacă auzi ceva poți să reproduci? Păi așa am învățat toți să cântăm. Nu am avut tabulaturi, nu am avut YouTube, nu am avut pe Slash să facă filmulețe și să ne... cum e acum la pian, ai văzut cum scrie 1, 2, 3, 4, nu mai scrie ce notă e. Da. 1, apeși de 3 ori. Nu, știi, nu contează. Până la urmă și sistemul de notație era făcut să ne ajute să cântăm. Dacă acum există versiuni mai simple, nu am o problemă cu asta. Dar... Dacă noi toți care am crescut în anii 90 am stat cu casete și le-am tocit încercând să ne dăm seama ce armonie ia autorul. Ce a vrut să zic autorul. Cel mai mare? Nu. Slash e Slash, nu știu cine e cel mai mare, nimeni, Dumnezeu. Jimmy? Nu. E mare, nu știu, cel mai mare nu există. Sunt foarte mari, oameni foarte talentați care au prins și contextul potrivit. Ce ar fi făcut Jimmy acum? Trap? Manele? Știi? Se adapta, nu se adapta? Îți dai seama că n-ar fi fost la fel, cu siguranță. N-ai fi auzit Hey Joe, nu. Da, dar uite la Slash pe vremea noastră să cânti cu Guns și după aia într-o săptămână, două să cânti cu Michael Jackson, totuși o diferență, indiferent ce mi-ai spune. Era ceva așa, știi? Înseamnă că erai meseriaș mare de tot, știi? Cu siguranță, dar uite și acum, oameni buni, deci avem cu toții YouTube și câteodată ne mai apare, chiar dacă nu căutăm... Da, la sugestii acolo. Ne mai apare la sugestii, câte un băiat, un băiețaș de pe nu știu unde, nu ai auzit în viața ta de el și când dai play din greșeală, îți cad dinții, efectiv. Adică și încep să-l iei la mână după aia. Cine-i mă ăsta? Hai să mai caut ceva cu el, că
E meserie. Așa cum era slash meseriaș, cum spui tu, și probabil că e în continuare, Jimmy, Eddie Van Halen, da, Jimmy Page, o grămadă, nu știu. N-are vine din urmă ceva? Așa sunt și acum. Sunt copii care sunt efectiv inovatori pe instrument. Dar nu mai au contextul. Nu mai e contextul. Găsesc așa o bază de oameni care îi descopere pe YouTube, dar tu nu ai cum să cânți cu Taylor Swift, ca să păstrăm analogia cu Michael Jackson, pentru că Taylor Swift în principiu nu mai e așa de centrată spre muzica asta de Guitar Hero, odată la mână, iar dacă luăm, da, măcar are instrumente, măcar, dar dacă luăm, nu știu, un artist mare de afară care încă mai vinde discuri și vinde stadioane, nu știu, să zicem Kendrick Lamar. Vezi că Taylor Swift e prima care va umple Bernabeu anul ăsta, apropo de Real Madrid. Că le-a recumpărat de mult, așteaptă să termine opera de modernizare a stadionului și a zis hai să facem, ori acolo intră vreo sută și ceva de mii. Taylor Swift este o artistă care încă prezintă un tribut muzicii așa cum a fost ea, încă își scrie piesele proprii, încă are un band care cântă cu instrumente, încă ne prezintă tuturor și mai ales copiilor noștri muzica așa cum a fost ea. Nu mai sunt mulți și nu la nivelul ăla de popularitate. Știi? Eu personal nu știu foarte multă muzică de la Taylor Swift. Cu siguranță nu fac parte din targetul ei, dar apreciez lucrul ăsta și mi se pare fain că reușește să umple Bernabeu cu muzică organică încă, cu o chitară, cu versuri, cu ce spune ea acolo din sufletul ei. Problema e ce se întâmplă după Taylor Swift. Pentru exact cum zicea bătrânii, ce vine mamă din urmă. Na. Cert este că dacă trebuie să înțelegem cu toții că dacă vreodată în decursul vieții noastre noi toți avem nevoie de artă la un moment dat, după ce mâncăm și avem un acoperiș deasupra capului. Cum zicea Toma Caragiu, se poate trăi fără cultură? Se poate, se dar poate, nu merită. Da, groaznic. Dar nu merită. Poți. Da, poți. Dar nu... Adică nu putem să ne imaginăm acum o viață fără filme, fără muzică. Clar. Dar dacă în decursul vieții noastre dăm de un artist undeva la un colț de stradă sau pe YouTube sau oriunde, un artist care ne mișcă cu ceva și care încă cântă cu instrumente, este foarte important să îl urmărim și să încercăm să participăm la cariera lui. Cu toții, inclusiv eu, dacă văd pe cineva care îmi place, încerc să ajut. De ce? Pentru că el nu mai are contextul de acum 30-40 de ani. Nu o să-l promoveze nimeni pe canalele importante de media. Un lucru clar, adică nu e nicio dezbatere aici. Și fără ca oamenii să-l ajute, să meargă la concerte, să-i plătească biletul. Și să-i plătească biletul, asta e cel mai important. Nu, hai să-mi dai și mie două invitații. Știi? Asta cu două invitații e pe la noi pe aici, dar nici nu prea mai e. Adică oamenii au început să înțeleagă. Că așa l-ajuți concret. Românii s-au schimbat foarte mult în bine de când s-au deschis granițele. Mulți au fost afară, au văzut, da, au înțeles despre ce e vorba. Poate că în 2000 mai făceau chestia asta și nu. Dar chiar ăsta de unde îl cumperi? Bun, îl aveți, e mișto, e frumos. De unde îl iei sau cum îl... Îl cumperi de pe paginile noastre, de pe site, de pe shop-ul nostru care e pe Printoteca. El e la vânzare de acum? Nu. Adică sau în zilele următoare? O să-l lansăm ca vinil la Sala Palatului, după care o să încercăm... Avem niște variante, adică probabil că o să-l găsiți și pe la Cărturești, pe la chestii de genul. Bun, deci prima dată de găsit, de cumpărat fizic, e la Sala Palatului pe 14 februarie. Prima dată. După care... Da. Bun. Hai să tragem niște concluzii. Okay. Deci concert de se inaugurează 2024 cu concert la Sala Palatului. Da. Da, pe 14. Uh-huh. Biletele se mai găsesc pe Ia Bilet. Și pe telefoane, nu? Așa, cât mai multă lume să vină acolo. Tot acolo găsim și sus, vinil,
Da. Adică pentru prima dată se poate pune mâna pe el, după aceea, vorba voastră, că e pe net, că e pe la Cărturești și așa mai departe. Mai merg vinilurile? Mamă, mă uit la coperta asta și mi-amintesc cât de mult s-a lucrat la ea. E desenată cu mâna. Toată asta, da? Da. Toată asta e desenată cu mână. Da, e... Am făcut ceva frumos. Bun. Știi, până la urmă... E ce rămâne. Trebuie să te gândești că păi noi o mai călătorim pe aici. Uite-le acolo și uite-le pe acolo. Da, noi o mai călătorim pe aici, 10, 20, 30 de ani, dar ăstea rămân. Domnul, care-i veșnic. Ăstea rămân. Facem bășcălie, că i-a cântat lui Burebista și așa mai departe, lui Alexandru Iancuza la aia, Burebista... Dar dacă îl luăm acum și punem și punem un din astea, ia să încerci să vezi cum începe să dansăm. Și să vezi cum se îmbăta Burebista. Da, și să vezi cum e pe Kiss FM, care are publicul de 32 de ani target și îmi pui un Gicuță Petrescu cu toată lumea, ce mai puneți, mă, încă una. Pe normal. Da? Și normal. Știi? Și mi-e dor de un amor cu o fată din obor. Păi vezi tu că noi toți suntem ca cățeaua lui Pavlov. În momentul în care auzim Gică Petrescu, asociem cu trai bun, cu chef. Șprițachele. Trai bun, cu chestia. Fripturica și cu o seară mișto. Da. Da, când dumnealui nu cânta la 12 ziua. Trebuia să înceapă noaptea grea. O dimineață grea. Mișto. Da, exact. Sau dacă nu termina, o poate. Dimineață mișto. Și așa mai departe. Bun, după care urmează și niște străinătățuri. Da. Londra, băi, suntem chiar de ziua femeii, o să fie mișto. Pe 8 martie, pe 9 suntem la Dublin, pe care revenim în țară și o ținem. Și face suta. Acum ar zice tot așa, bă, ce mai e suta în ziua de astăzi, moralule, la concerte? Măi, noi, ce să zic, ne bucurăm așa că păi facem de asta, multe concerte de asta și sunteți, ne gândim, da, sigur, asta, de asta e jobul nostru și ne gândim, băi, na, până la urmă, nu o să putem să facem chestia asta forever. Da. 100 de concerte. Rămân asta. Rămâne asta. Rămâne astea, asta. Rămân oricum. Da. Probabil că vom ajunge peste ani de zile să facem concerte, să sperăm că o să avem unde să le ținem mai mari și mai puține. Probabil că asta e. Pentru am că înțeles. Da. La un moment dat nu mai poți fizic. Noi deja am cam tragem de noi. Astea, pentru că aici că sunt multe concerte, trebuie să trage și niște vitamine. Da. Și e cadou de la prietenii noștri de la Balcan pentru voi. Și mulțumim. De asemenea, pentru că am vorbit, fără să fi vorbit între noi, de domnul Gicuță Petrescu, Dumnezeu să-l ierte și să-i țină muzica vie, avem și de la prietenii de la... Vezi că astea nu trebuie să mi le dai înapoi, știi? Nu e butaforie. Nu. M-am uitat. Da, Traviata de la Crama Bratu. Îi găsiți pe oamenii aceștia pe cramabratu.ro. Traviata, ai prins-o pe asta, da? Adică, băi, când vine omul și cântă, să prime. Da, și se fac schimb de tricouri. Ia, uite, s-a primit. Ia, uite, mă. Da. Ce hai, lasă, nu ține tu. 50 de grade da. Sau de ani? Radu, dă-o mulțumesc, mai departe. Da. Dă-o mai departe că s-a făcut schimb de tricou. Poftim. Româna s-a primit, mulțumim. Ia, uite. Zalău, producție. 50. Păi, grijă. Treaba ta. Ia, uite cum grijă fac. Mare. Ce să vă urăm, Boschito, în general? Cât mai multe concerte, nu? Asta e bună? Nu, da, nu știu. Habar n-am. Să trebuie să vă urăm să, ceva. Să fim în stare să le ducem și să... Bine, să fiți în stare să duceți peste 100 de... Eu îmi doresc foarte, uite că tu mi-ai spus și eu să închei cu treaba asta. Că m-am gândit ce îmi doresc pentru 2024. Bravo! Da? Și am stat și nu știam ce să zic, pentru că nu m-am prins. Sigur, zice, uite-te acolo, în cameră și zi... În 2024... Vezi că rămâne. Îmi doresc să, într-o formă sau alta, să întâlnesc, să găsesc un artist sub 20 de ani care să mă spargă, să mă dea pe spate. Asta. Promit că îl ajut dacă îl găsești? Îl ajut și fără nicio rezervă pe orice fel de artist sau band sau oricum ar fi. Nu contează genul. Nu contează sub 20? Genul, extrapolăm. Poate să fie de orice vârstă. Dacă ne scriu și așa încercăm să-i ajutăm cu mențiunea că vă rog frumos să ne scuzați dacă zicem asta. Dar dacă nu ne place, nu vă așteptați să... Ai spus care să te dea pe spate, e clar. Adică, ai spus asta. De multe ori primim materiale și oamenii ne zic, uite că știm că nu sună așa de bine. Băi, dacă știi că nu sună așa de bine, nu mi-o trimite.
Du-te, înregistrează asta, și știi? Când te cași tu pe, scuze-mă, da. Când te cași tu pe tine, că ai că e ai, ceva cel mai e ceva cel și, mai bine ce ai ieșit din tine. Exact, și ești impresionat de ceea mai ce mai mult nu poți, tu, că ăsta e maximul, mai mult atunci. Poți, cel puțin la momentul ăla. Exact, atunci a trimite în chimie. Nu îmi trimite ceva despre păi care zic, ceva tu știi, e o invitație super civilizată. Da. Radu Boschito, cu ce pot să-l ajut, v-a spus că eu nu pot să-i dau la radio, nu pot să-i fac celebri, dar pot să-i ajut să scrie piese mai bune, pentru că și craftul ăsta de songwriting este foarte important. Și când eu eram la început, la fel am avut niște oameni care mi-au zis, bă, nu mai bate apa în piuă, ajungi mai repede la refren, uite, fă ăsta mai mare, fă ăsta mai așa. Sunt chestii care nu se știu sau care te ajută. Aici. Sunt niște mici lucruri pe care dacă le prinzi de la început, după aia poți să le faci și singur. Și atunci un sfat la vremea lui, uite cum a fost ăla, total nesolicitat și neregizat, când a venit Neadi și a zis, ia uite-mă, în sfârșit niște piese major. Deci din momentul ăla pentru noi ne-a intrat în cap și am făcut niște piese după care voi dansați și acum la... Da, dar nu mă ascund. De ce, cum, de ce să zic, ai, nu, că e din 2000. Păi așa, și de ce să te ascunzi și de asta. Dă-mi un pic ăsta ca să terminăm sus. Ai prins-o pe asta? Știi cum se zice că orice emisiune trebuie să se termine sus? Știți? Ați prins-o pe asta? Noi terminăm cu cea mai rosită dintre toate zilele noastre, este cea în care n-am râs. Acum fiind Boschito de față și formația și muzică, cea mai rosită dintre toate zilele noastre este în care cea în care n-am auzit muzică. Exact cum a zis și Radu, de orice fel. Da. Da, de orice tip, orice gen, numai să ascultăm muzică. Puneți mâna, luați bilete, duceți-vă la Boschito 14 februarie. Mamă, parcă sunt Jimmy Fallon, nu mă la face așa. Da. No? Da. Here with us. Știi? 14 februarie, puneți mâna pentru prima dată pe acest album, care cel puțin, că nu pot să până nu-l ascult, dar condiții grafice de excepție, îl cumpărați acolo, vă duceți la concert. Pentru cei din străinătate aveți și voi variantele voastre, pentru că Londra, Dublin și așa mai departe. Și haideți să-i ajutăm pe oameni să facă 120-130 de concerte pe an. Voi v-ați dorit. Acum aveți nu mai da înapoi. Milă. Nu mai da înapoi că tu ți-ai dorit asta. Și dacă s-a poate să sară un iepure... Aici greșiți. Anul trecut i-am spus lui Ionuț, băi, fii atent, maxim 80 de concerte. Și deci 120 să fie. Nu ne-ai ieșit. Măcar să ne înjurați la sfârșitul anului când ies 130, știi? Ne-ai înjurați pe... să mă înjur pe mine. Ideea este... că trebuie să ascultăm muzică. Da? Mai ales artiști noi. Și omul v-a spus că... și rămâne pe cameră, indiferent de gen, să facă duf. Și dacă a făcut duf, ajutați, pentru că pun un semn mare de exclamare, văd ce vine din spate și e cam pustietate la nivelul la care trebuie. Adică nu vorbim de trupe care cântă câteva luni și după aia se ceartă că le place aceeași fată sau prostii de astea. Vorbesc de artiști cât de cât serioși. Da, din păcate, și da. Nu știu, adică nu vreau să ajungă copiii noștri să nu aibă efectiv ce să asculte. Da, să asculte muzică făcută de inteligență artificială. Vorbesc foarte serios. Nu asta poate știu. Ajuta în alte domenii, dar cel puțin în presă, în cultură, în artă, un picuț cam greu. În alte domenii, ca medicina sau asta, cu siguranță că va ajuta. A muzica rock e mai complicat, că aia este centrată pe imaginea unui dude care vine transpirat și plin de feromoni, îți cântă o muzică... Îl și bate rockerul, păi, doamna inteligența artificială că o prinde. Îți cântă o muzică destul de retardată, dar cu o atitudine care îl face extraordinar. Da. Un tip narcisist care e pe scenă și care cântă așa despre el și o grămadă de fete zic, mamă, ce tare e ăsta. Știi? Da. Asta e muzica rock. Când inteligența artificială e mai greu să ai emisia asta de rock and roll, de adrenalin. Corect. Poate că vor putea să facă mai lucrează ușor, la ea. Da. Nu știu, muzică de film, muzică de temir ce. Da. Dar așa cu rock and roll-ul... E un pic scârție. N-ai cum, nu. Corect. Nu merge. Radu, mii de mulțumiri că ai fost alături de noi. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Le mulțumim și prietenilor. La sala Palatului și apoi prin țară și prin lume. 14 februarie. E clar că nu există o opțiune mai bună pentru data respectivă. Corect. Mii de mulțumiri și prietenilor de la Casa Parilor. Cea mai rosită dintre toate zilele noastre este cea în care n-am ascultat muzica. Numai bine, la revedere.